adevărat care să vrea parodie. Avem un revolver. Un avrusit cu arcul. Sammy, Speedy. Speedy. Tu, Speedy, ești proler. Ne. Dennis e rănit. L-a vrut să doarme. Nu, e, da, și ai dreptate. Mai zis că ar fi bine să pun, da. Unde vei stă loc, măi, la vrăsele? Să pun mâncare și pentru animale. Abia au ajuns ăștia să facă, să spună semințe peste tot. Și nici nu au pus peste tot. Cartofi, cartofi. Plus că mai tăiat în lame alea. A murit și un husky. Și mi-a zis și că e problemă cu spațiu aici. Este problemă cu spațiu acolo, dar n-am cum să o extind, e din mai frigiderul aici. Și după aia dau și în... Puteam să extind așa. Da, bun, ok, facem așa. Primul rând, extindem zona de stockpile 1 după ce ștergem zona asta. Ordine. Zone. Ștergem zona până ajungem aici. Bun, extindem zona asta până acolo. Și bolovanii ăștia se duc la naiba undeva. Se duce, unde se duce? Nu mai avem miner, aia e o problemă. Hyper scientist. E bine, deci n-am mai avut probleme cu tutorial. Aveam probleme cu tutorial când am jucat. La un moment dat când se votau chestii, nu mai mergea să voteze chestii. Nu mai, că poți mai stin și jos, nu? Așa frumos, poc. Mașinerie compactă. Bun, deci, ce vrem noi să facem? Cum că avem turele peste tot. Am zis că scăpăm de asta, e pierdere de timp. Alternativ, am zis că scăpăm și de asta. Mă gândeam să fac un zid așa, da? Să pun o turelă aici așa. Să pun o turelă ascunsă după zi, să tragă în oricine care vine să stea iar la colț. Dar, deocamdată avem alte probleme. Ceea că vreau să scap de colțurile astea. Hai, chestia. Hai, fac ce dracu. Plantele cresc, nu? Corect. Zona de crescătorie. Atâta. Și punem pentru animale fân. Fân. Iarbă de fân. Fân! Problema e că nu știu dacă fânul îi ascunde pe ea. Salutare, Dennis. Nu știu, vezi pe YouTube. Am pus pe YouTube. Stai că spun imediat. Nu, când am pus să o capturez pe Carter. Ca să o bagi la pușcărie să să scape de adicție. O ținem la rehab. Te-am pus cu snipe să mergeți împreună să luați prizoniere pe Carter, să o băgați la arest. Arest în camere până renunță la dorința asta de a lua droguri. Hai să începem. Speedy, nu, zona. Clear home area. Vreau să fac curat acolo. Păi mine mă interesează să minez acolo, nu să faci curat. Mi-am interes iar să deschid zidul ăsta, că am pus camere acolo și bla 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 bla. Știu că te-am pus să faci curat, dar nu poți să minez. Lasă tu aia, aia e așa, de formă. Becul poate. Aia e din nou, de formă, las. Speedy, spune că poți să faci ceva interesant. Un pic de mining. Cum n-ai, pap? Speedy. Clean 1. Clean 3. Dennis, psihopatul. Lasă-te curățatul, mai ales cum plante. Asta e cea mai mare problemă pe care am eu cu jocul. Într-o zonă de copaci. Lasă, avem oase. Uite acolo, destui copaci. Am oameni care să facă treaba asta. Mai repede, mai cu tango. Sammy, de ce ești pe cale să nebunești? Te simți oribil... că ți-a murit pe taha. În întuneric. Eu te-am pus să vii în mijlocul nopții să vânezi.
Evo, fuck it, du te, vezi de treabă, du-te acasă. Încă stăm prost cu mâncarea, ca fapt divers, că vine lama să ne mânce toată mâncarea. Fuck, Denis era la care ardea. Speedy, poți să... Crematoriu, te rog. Stai un pic, nu am venit nimeni Speedy. Nu o să fac niciodată social. Că... am argint? Auzi, lasă, du-te, fă-ți treaba, du-te și dormi, fă ceva. Acum că idiota de Carter e băgată la pușcărie, nu se mai sară să mănânce toate drogurile. Așa, poate vine cineva și le vindem drogurile la într-o zi cu soare. Te vinde și mai, uite. Ești bandajat, te-am bandajat, dar te vinde, greu. Și tu, n-am dat viteză mare de data asta, mergem încet. Cartofii ăștia, 65? Să chiar uite, vezi, te-ai vindecat, ești fericit. Greu a fost. Problema e mâncarea, iar. Canibal, într-o zi cu soară să fac canibal. Toți care vin și mă atac, îi bag în frigider și mănânc. Adică, serio, nu e muncă, e mult periculos. Serios acum. Denis, o găsi ceva. Denis a găsit un cadavru. Arde tu cadavrul ăla. Da. Cremating, te rog, lasă tu ori. Așa. Da, i-am dat ordin să ardă drogurile, fac-te. Și după aia am oprit-o, cred. Dar da, hai să zicem. Păi e psihopat, Denis e psihopat, așa, nu știu. Uite-l. Dar vrea să aducă psihopatul aici în frigider. În zona asta am vrut să-l băgăm pe... Nu fac, nu mai băgăm prin. În zona aia am vrut să-l băgăm pe, la, pe putaha, în speranță că o să găsim un ser de reînviere. N-a fost să fie. Ce trebuie mie în cercetare, totuși neapărat? Putere geotermală. Heatwave, ca fapt divers, da, așa am uitat. 29 de grade. Da, hai să oprim totul. 96 de grade. 31 afară. De asta... Frigiderul are probleme. Bineînțeles că s-a resetat termometrul. What the fuck, jocule? Sau ăsta nu era pus ca lumea. Ești o chestie. Bun, 29, 25. Putem să deschidem. Dar vreau să le lasă. Snipe. Snipe s-a dus sub. E noapte, voi nu dormiți. Lasă că trebuie mâncarea aia. Așa, Snipe, fă mâncare din șoarece. Șobolan. Snipe, lasă, știu că vrei să te relaxezi social, dar mâncare, că se trezești așa dimineața și mor de foame. Yay! Fuck. The fuck? Când a dormit Snipe? Nimeni nu știe când a dormit Snipe. Exact. Mamă, uite ce am găsit, un cadavru. Vreau să-l pună la frigider pentru zile triste, știu și eu. Ce aveți voi cu om? Hai mai unul de... unul de voi de partea mea, știu. Acolo îmi consumați doar muniție la pușcăria aia. Am înțeles, ce de mâncare. Nu muniție, mâncarea. Nu am... Nimeni nu mai care nimic, nimeni nu mai face nimic, cred că colonia asta este moartă. Colonia asta e cam... cam dusă, mâncare puțină.
emu. S-ar putea să fiu nevoit să omor emul ăla. Vânează și animalele. Snipe, tu ești aia care ratează în continuare cu totul? Yeah, m-am urât ceva. Nu mai am vânători? Hunt, am vânători? Nu știu ce fac vânătorii ăștia. Jesus Christ, nu mai avem pe nimeni care e competent la tras, nu mai avem pe nimeni care e competent la minet. Puta, era cheia. Dar nu, n-a vrut să poată să mineze așa. Puta, în rest era cheia coloniei. Era mort oricum, dar da, l-ai aruncat în foc. Având de că nu l-am găsit, n-am găsit nimeni să ajute. Ei, câinii l-au mutat și l-au bulovat. Folositor. Vrem și noi mâncare. Câtă dracu mâncare să fie? Simple meal, te rog. Cred că o să trebuiască să iau cartofii ăștia mai devreme. Sammy, lasă tu plimbarea. Pot să... Snipe, pot să... Nope. Speedy, pot să... Harvest, chica. Ia vezi, poți să-l iei cartofii, s-au făcut? S-au făcut cartofii, fucking hell. Luați-i mai repede. Cred că o să dăm un ordin să luăm așa, din cartofii ăștia. Harvest. Care-s făcut? Să-i luăm acum. Avem nevoie de mâncare. Ok, restul toate pe pauză. Hey. Suspendat. Mâncarea nu e suspendată. Butcher nu e suspendat. Ah, doamne, da. Vânează curcan. Gubia mănâncă cartofi. Fantastic. Dar mâncare, nu vreți să o luați? Sapă la granit. Aleu. Hei, gata, ho, toată lumea la cartofi. Asta mă enervează, că când lucrurile nu se fac cum trebuie, nu poți să... Trebuie să umbli în ordine de workshop și... Da, măi, oricum cartofii se strică greu. Nu scăzi acoperit. Da, hai să-i punem deocamdată. Acum încă n-avem loc de aici, să-i punem în frigider. Avem un curcan. Te rog, cartofii, acum... Cartofii. Mâncarea. Care e bucătarul? Speedy. Nu tu. Snipe. Hai, Snipe gătește. Bun, așa. Snipe dorme. Snipe. Poți să mai faci o masă, Snipe? Las. La oricum să mânci cartofi cruzi. What the fuck? Acum te culcă de cred. Până leșindă. Fericire. Cartofi! Speedy. Piu. Snipe. Ok, gata. Du-te și dormi. 5 mese, avem destule. Ăștia, dacă vor să moară de foame, e problema lor. Trebuie să alăture facțiunii noastre dacă vor să nu moară de foame. Am foametat. La vârstule, pot să... Nu? Sammy, pot să... Da, hai. Du-te, ia mâncare. Dă-i la idiot mâncare, dă-i și la idiot mâncare. Mă îmi place că nu poate de mâncare. A, să duce să mănânci mâncare. Că le-am dat cartofi, mâncați cartofi! Era voi te-a fie. Voi sunteți vinovați, a murit puta! Asta e! Eu i-am pus să mă atace, să zică mersi că nu i-am executat. Am vrut să le... trebuia să-l las pe la vrut să fac altceva. Care cartofi la vrut? De fapt, taie cartofii. Și care cartofi? Nevează cu cercetarea asta. De asta, după ce termin puterea asta geotermală, gata. Concentrat doar să luăm mâncare. Avem și noi nevoie de caravane. E posibil, e foarte posibil. Motivul pentru care nu vin caravane la noi, că suntem în mama măsii. Om fi noi pe drum, dar în stânga nu mai e nimic. Așa dacă eram, să zicem, aici, putea să vină caravane pe drum. Sau acolo, eram în mijlocul lor. Dar nu. În colțul colțului, e și asta o idee. Nu știu dacă chiar asta e motivul sau doar dacă povestitorul vrea să ne fute în continuare, dar...
Da. Pâine uscată. Pâine uscată! De unde vezi tu pâine? Cartofi goi. Goi și cruz. Nimic altceva. Era mult să se terminez geocentrala. Dar am vrut să le zic și mie repede. Ce altceva aș putea să fac să fac în care mai repede? Fără de cartofi. Toți cartofii din lume. Da, știu că trebuie să umblu la priorități, dar sunt... Care sunt? Grău, nu? Trebuie să las pe la care știe, uite. L-a vrut să vin pe greu, dar el s-a duce la cercetare, că e pe 1. Ce-i drept, e pe 1. Nimeni mai are cineva pe greu? 5, 5, fuck it, 2, greu, toată lumea la cartofi, vă rog. Și mi-a zis să se planteze, nu s-a trebuit. O bucată de navă spațială, plica lângă noi. Wow, ala nu e lângă noi, la mama dracului. Gubi, vindeca complet, ticălos. Infecție minoră. Eee. Și-a făcut imunitate. Doare pe el undeva. Vă rog mâncare, vă rog mâncare, vă rog curățenie. Asta e problema cu cercetarea, dacă n-ai oameni, guys. Dacă n-ai destul de mulți oameni, un om la cercetare din 5 e vital. Toate că îți ocupă un slot acolo, multe, nu? Tu! Idiotă! Are cineva grijă de tine? O avea cineva grijă de ea. Ai și tu grijă de ea. I-a murit bărbatul și după aia era atât de terminată de faza asta că s-a dopat cu droguri. Trăgea droguri până azi să-și schimba Iliescu. El lua droguri între porțiuni de masă. Hei, 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 social, da? Nu recrutare, social. Pe ăștia recrutezi care n-au tendințe de droguri. Ea până nu termină cu Carter, până nu termină cu dependența de droguri, nu mai este de acolo. Și până atunci sperăm să scăpăm și de droguri. Problema cu Carter e următoarea. E interesată de chimicale. Foarte problematic, chimicalele sunt puține. Leaufăr! Frigiderul, cum arată frigiderul? Minus 5, excelent. Yay, s-a terminat Heatwave. Fucking do. 25, 25, se menține. Nu mai stopesc ca noștri de cald când merg afară. Hai la vrăsule, pe tine ne bazăm. Ăștia cred că plănuiesc. Carter o să rămână în patul ăla până se vindecă. Carter, nu mai e incapabil de mișcare. Ok. Cum o să dea nebunii? Am recuperat un pic de mâncare cu cartofii aia culești așa de-n timp. Cred că aș mai face o razie de cartofi. Cred că așa și fac. E... Fac. Avem? Avem destui cartofi să rezistăm un pic până să facă ăștia ca lumea. Și după aia putem să sperăm că ne prinde toamna frigul când cu cartofii gata. Debug. Meal simple. Sammy doing job. Bug-uri de muncă. Bagă corn și rază dacă ai fertilitate. Am perioadă lungă de grâu? La ce am? La cartofi? Da, am aici pe undeva asta, secțiunea asta, dar e cam expusă secțiunea, e departe, nu? Doar secțiunea aia am. Noi, fapt, hai să studiem un pic de pe aici. Orez! Face mâncare repede. Dar nu e bun mâncată. Ok, și ce mai ziceai tu să iau? Corn. Porumb. Porumbul crește greu. Dar da, ai dreptate. Zona de creștere.
Îmi place că nu specifică. Oh, oare, o fi aici, o fi aici. De ce să specifice că e acolo? Rifsel. Și ăsta negru e Rifsel. Până ajungem în pământ. Animal nu poți să pui, nu. Hai. Zip. Sau poți să pui. Pere, pe, pere, păp. Plantăm orezul. Ce ești aici? Rich soil? Ok, dacă și tu zici că e rich soil, așa o fi. Hai să se vede nemolul, cred. Diferența de nemol. În primul rând, pe nemol nu pot spune. Excelent. Stai un pic. Rich soil. Rich soil e pe toată marginea asta. Fantastic. Din păcate, nu pot selectez doar... No. Nu pot selectez doar solul bogat. Ce ciudat arată toată secțiunea asta. No. Damn it. Trebuia să unesc. Da. Aici în stânga, da? Stânga jos. Dar nu-mi zice când am selectat growing zone. Vezi? Vezi? Vezi tu undeva că mi-a zice când am growing zone? Când am selectat growing zone? Nu. Nu așa vreau să fac. Nu știu ce bag capul, dar mă trebuie să facem așa. Da, că oricum nu pot să-l unez zionele astea, da, nu. What the fuck, whatever. Greu, greu, greu. Fenmier mă fac. Mai bine ca Berglears. Berglears avea toată compania lângă el, l-ai văzut. Masă ca lumea, mâncare ca lumea. Ei. Am niște poțiuni aici de creștere foarte stupide. Ei, tu. Orez. Tu. De asemenea, orez. Denis a găsit un fazan. Ah. Ok, cine vine acum? Un grup de mecanoigi. Mecanoigi de la... Serios! Un grup de mecanoigi de la... Cuibul de mecanoigi. Atacă imediat. Fantastic, un scyther. Ok. Unul singur e o problemă, cred. Ăla cu poșcă la asta, ok. Asta vine acum, acum chemăm toată trupa, mai puțin de la vrâsul. La vrâsul trebuie să rămână în viață. Treaba la vrâsul e să-i vindece pe toți după ce și-au luat toți săgeți în cap. Ăla nu cred că o să vină până care pușcă, deci... Pe speed o punem aici. Nu, pe speed o lăsăm să facă treaba, fac. Fă-mi te rog chestiile alea. Fă-mi te rog și fânul, dar... Păi, dar repede este. Mai repede cum așteptam, sincer. Ce damage face asta? Nu e atât de mult. Mai și ratează. Nu știu, ce ai tu, mă? Gear. Charge Lance. 37 range, 27 damage. Cam foarte divers. Scyther, fast, spindly, human-sized combat mechanics, mecanici de luptă. Care o armă principală și au două lame ascuțite, articulate, cu care poate să le folosească în combat. Nu se folosesc de cover. Cel mai bine este ocup de ei în concentrare de foc. Nu se strică, nu? Cred. Ah, doamne, e locul ăsta plin acum. Fucking, mai facem un loc aici lângă cadavre, what the fuck, ce e așa greu să fac încă o zonă de gunoaie. Pe care după aia s-au ocurim, upti fucking do. Hai să nu le unim cu alălalte totuși. Hey, tu! Nu știu dacă am făcut ceva pe aici, nu cred. Copy settings, pay setting, asta ca să facem setările pe care l-aveam pus. Bun, ce vreau de la tine e să ai numai, nu rotten, fac rotten. Nu arme, nu apparel, chance cadavre și numai de mecanoizi. Și
pe ala acoperim. Ce mai sunt mecanoizi acolo? Am deja acolo acoperiș, nu? Taha! Nu, Denis, pardon. Care site-ul? Site-ul putem, parcă mecanoizi putem după aia să-i facem chestie. Nope. Așa. Bine că te... Ok, credeam că te duci să mănânci în altă parte. Te duci să duci la carte mâncare. Dar... nu putem să-i luăm arma, măi, Denis. Nu. No. A scopat-o pe jos? Nu. No. Da-ți, bă. Unul dă-mi voie să vină să facă acoperișul chizdii. Ah, fac, tu te repara aia. Excelent. Nimic raiz. Nu se deteriorează. Cred. E mecanic, nu? Noul putaha, mecanoidul. Mecanoidul e mort. Dar putem să-l tupim pentru metal într-un viitor îndepărtat. În aceea zi când l-am vrut să se termine cu cercetarea zonei alea, că avem mâncare. Cartro a intrat în cataconic. Retragere de psihită. Psihită? Avresule! Să s-o trezi. Ce trebuie să fac? Să extind pușcăria, o ocazie. Alternativ să fac altă pușcărie aici. Alternativ să fac o infirmerie. Alternativ când o să am oameni. Deocamdată plantați plante și luați în cartofi. Uite, crezi cartofi? Plantă gata. Mâncare puțină. Avem ceva mâncare. Nu vor să crească. Creșteți, vă rog. Și tu să crești, Speedy. Fucking hell. Plantați! Pune și fânul ăla, nici nu mai știu. Cât repede crește fânul? A trecut pe droguri. Ei, putere geotermală, gata. Mă l-am vrut să pot să facă treabă. Tăi un pic. Și nu termina puterea geotermală dacă l-am vrut să era aici planta fân. Că fapt divers. Power, putere, geotermală. 400 de metal. Să schimbăm zona, că deja m-am pus fânul acolo. Vede cineva metal? Că eu nu văd metal, eu văd doar fier compact, materiale compacte, componente compacte. E una din zilele alea, e una din zilele alea. Vem lemn! 2250, dacă cineva vrea să facă ceva cu lemnul ăsta. Need research project. Nu, n-ai nevoie de research project, lasă tu. Cooler pasiv, pemican. N-avem mâncare să facem pemican. Arc. Avem push deja. Mecanoidul topește. Problema e că n-am în ce să-l topesc. Pentru că topitorul costă și la metal. Hai să ne uităm după metal. Metal, 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 metal. Am găsit metal. Găsit metal. Departe, dar l-am găsit. Trimitem pe lavrusul să pună metal. Partea asta, nu? Avem dita mai muntele aici, nu avem metal. Colonia asta noastră suferă de multe probleme. Cat pentru cool. Cools? Ce-i cools? Fuck! Mi-a venit și foame cu... Tot vorbeam de mâncare. Dar e timp pierdut când ar putea să facă altceva. Power-ul nu e atât de important acum.
Metalul laminat de vital. Mâncarea e vitală. Pentru că se termină iar. Camaj în cartofi ăștia. Growth rate? What? De ce? Să faci noapte. Low food, iar. Oh my god. Ordine. E posibil că o să mai rezistăm atât de mult. Luați-mi cartofii. Am început să punem măcar ăla. Cartofii, cartofii, cartofii. Am pus fână. Un grup de călători. Wow, bine ați venit pe la noi. Nu vreți să faceți comerț? Nu, mergeți în altă parte. Valea. Măi, la ticăloși ăștia, cum se plimbă într-o parte în alta pe aici. Nu știu că vezi tu mâine dimineață. Hei, vine la vrâsul. La vrâsule. Plânge-te, știu că e întuneric. Poate. Lumea moare de foame, specific la vrâsul. Malnutriție. Știi și eu, poate dacă ai face ce ți-am zis să faci. Mining, growing. Mining, growing. Asta intră la plant cut? Asta întrebă mie, plant cut? De-aia care nu se pricepe la plant cut, nu se pricepe la plant cut. Ne, am mâncat cartofi cruși. Asta este. Break sau mâncat cartofi s-au trăvit. Problema ta. Hai noroc că n-am canibal în tribul ăsta. Da, dacă trimit un om la tăia de plante care habar n-are, care n-are growing deloc, îi dă-i fail și moare cartofii degeaba. Deci nu-i chiar așa de simplu. Animale. Mâncăm husky-ul. Ținem alpacile, nu mai știu că mai găsim alpaci. Alternativa, am putea să mâncăm alpacile. E și asta o chestie, câtă lână avem de alpacă? 300. Mâncăm alpacile și nu găsim altele când găsim. Mănâncă mâncare alpacile astea. Da, nu e. Asta e adevărul, adevărul este că mâncăm alpacile. Problema e. Că ambele alpace sunt numite. Am doar două. Până pe la care știe. La care știe ești tu. Și nu foarte bine. Asta nu specifică, știi că, oh, taie plante sau harvest. Da, bun, și te uiți aici, nu te uiți. Tu te uiți la growing, care e bun. 9, 5, 6. Și 4. Vede neamă tu. De ce nu-i tăiatul copacilor, care nu-i interesează, și cultivatul de plante vitale? Hehehe. Tu gătești, tu încerci să recrutezi pe idiotul ăla. Tu te duci la metal. Whatever. Ok. Gata cu plantațiile, vă rog. Gata. Vine vara. Nimeni nu mai plantează nimic. Vine toamna, de fapt. Gata, s-a terminat. Acum vă concentrați doar pe cules. Animal nebun, un cerb. Ok. Snipe ocupată cu mâncarea. Seam încearcă recrutările. Mă gândesc o să-l omoare mitraliera aia. Sper. Hai să nu riscăm tot. Speedy! Fugi! simplu. Easy mode. Care cerbul? Mâncare gratis. Metalul mă fac. Nu mai prostii, zice Denis. Nu mai prostii. Toată ziua prostii. Hai la vrâsul, hai cu mâncarea. Și vezi după aia cartofii stă afară. Nimeni e care. Fiți ar metalul de râs. Vreau metalul ăla, că bla bla bla. Ai mâncare? Ai ceva mâncare. Nu o să muriți exact de foame până mâine. Avem și ceva cartofi. Bun.
Te rog să iei cartofii, să-i bagi în frigider. În sfârșit! Un vânzător spațial! Eu totuși o problemă. Mai găsit eu bine minte. Ăsta nu vede decât până aici. Ah, fuck it, avem destule. Cine știe să vorbească cu oameni, nu la vrâsul? Sammy! Contactează, te rog. Piratul ăsta. Negustorul pirat. Fuck! Bineînțeles că nu pot să vând drogurile, sunt frigider, în frigider n-am... N-am căcatul ăla. Revolver, poftim. Arc, shoddy, pur, poftim și arcule, scăpăm, facem loc. Arc normal, am destule, revolvere am destule, machine pistol, poate îl ținem. Și atât. Pot să-l vând pe Carter? Și ce mă ajută? Ce aș putea să iau? Medicină? Penoxipicină? Penoxicilină. Luciferium. Foarte creează dependență masivă. După prima doză nu poți să scap de mecanite. Ce, bă, stai, ce înseamnă? Mecanite. Îmbunătățesc funcțiile corpului. Poate să vindece și răm vechi. Fără o doză la fiecare 5 sau 6 zile își pierd coeziunea. Făcând cel care l-o mâncat să aibă furie de berserker și eventual moarte. Fantastic! Și după ce i-ai băgat, nu mai poți să scapi de ei. Excelent! Hai să luăm câțiva. Cumpără greu. Observ că ăsta n-are nimic. Absolut nimic. Are neurotamine. Ce dracu are ăsta? Precursor chimic. Multe droguri au nevoie de astea. Cafa, divers. Componente... Am medicină, scum ca naiba, flake-uri. Nu pot să văd decât componente și oameni. Fuck it, ia și taia care e mai important. Precizie, 73-62. Precizie, 91-71. Ținem pistoalele. Banii nu ne trebuie dacă nu avem ce să cumpăr cu ei. Ce ne-ar trebui, în schimb, ar fi să punem o... Mischiera, un beacon orbital aici. În frigiderul ăsta, scăpam de drogul alea. La vrezul. Te rog frumos, fă ăla. Știu că am metal puțin, dar ăla mă interesează mai mult. Speed era. Sammy, înainte să plece ăla, scăpam de drogurile alea repede. Yehehe. Da. Nu foarte mult, dar am scăpat de droguri, gata. Nu le-am aruncat în foc. Ce zi, băi. Ca fapt divers, am impresia că când am acoperiș. Mă gândeam eu când am acoperiș acolo. Devil Strand Tribal Wear. La vrâsule! Te rog pe treabă. Bun, nu-ți mai strice tot. Cum stă cu metalul ăla? Avem ceva metal, mai trebuie un orbital beacon pentru viitor. Îl punem aici. Am eu impresia că în viitor o să ne extindem în jos. Așa că îl punem aici. Dar vreau să se ocupă de... Nu, ai dreptate. Nu. Mănâncă, te rog. Gata? Bun, și acum, înainte să faci pe jos... Nu, construiești de altcineva. Ok. Un colonist nu face nimic. La vrâsul nu face nimic. Eu cred că l-a vrut să o scrisească de lucru. Un șomelier. Pentru că te vindești mai bine. Îți vindecă și rănile vechi. Gen care nu poți să le vindeci altcumva. Cum ar fi unul din ăștia avea.
De exemplu, Sammy are o rană veche de împușcătură, care îi scade eficiența la mâna stângă. Sau eficiența generală, nu știu cum merge chestia aia cu eficiență. Ce vreau să fac? Sammy, ia vezi, mai e ăla acolo? Poate mai avem ceva de vândut pentru el. Chemfu, în afară de oameni, componente... Nu, no. Nimic nou. Problema e că vânzătorul ăsta nu vrea lemnul și oasele pe care le am pe aici. Bun, ce vreau să fac? Sincer, nimic deocamdată. Vreau să continui ce fac până acum. Am destui cartofi, am omorât animalele, până la urmă nu le-am omorât. Hai să nu le omorăm deocamdată, că e bine. E bine. Fânul ăsta, când o crește? Viitor apropiat. Orezul crește bine, totuși. 140 rază de creștere. Hai să mai omorăm niște curcani. Various. Ce sunt ăștia various? Șobolani și... Veverițe, șobolani? Ce situație? Ok, tot... Tot în foc. A venit ăla, eu sunt vânzut. Combat supplier. Hello. Ok, Sammy, ia vezi ce vrea combat supplierul ăsta. După ce îl cerci pe la 6,3. Fail! A ieșuat șansa de... Șansa de... De a recruta pe unul din ea. Am nevoie de oameni. Degustător de vin. Am vin, bă. Ce vrei? Lasă tu recrutarea. Vorbește cu soluțiile Zarimax, vânzătorul de chestii de luptă. Ia să vedem ce are omul ăsta. Omul ăsta, în schimb, ne oferă multe chestii, cum ar fi high explosive shells. Nu prea o să ajung eu să fac mortiere în viitor apropiat, îmi permis să le vind. Și să iau... O bâtă de granit, du-te naiba. Un cuțit de metal, du-te naiba. Toate bâtele astea poate să ducă naiba. Revolverul păstrăm. Are revolvere bune. Are shotgun de căcat. Lansător de incendiere. Pușcă de sniper. Really? Încă aș avea om care știe să le lipsească, dar... Și atât, din păcate, nu putem să-i vedem alături. Să nu că să rămânem fără bani, dacă o luăm, dar e pușcă de vânătoare! Componente medicină. Am componente în două locuri. Steel sheave, da... Nu, pictile de incendiare, vă rog. Ok, ne permitem totuși cu proiect... Muniția aia care tot picat în ceruri, am putut să facem bani. Sincer, ne permit atât de muncă, nu sunt dispus să vând revolverul. Și nici pistolul ăsta, o să te la știnci. Dacă chiar vreau aia. Să ai pe shotgun sniper? Adică. Alternativ, niște... Uai, dar scumpă e vestea aia. Vestele oricum poți să le fac. Pușcă de sniping mai greu. Minigun de asemenea. Range 32, burshot, 30 de burshot-uri. High rate of fire, multi-barrel machine gun. Precizie de căcat. Pușca de vânătoare, în schimb, pentru vânătorii noștri. Acceptăm! Vânătorii noștri fiind cine, totuși? Snipe. Penele de snipe, snipe. Întrebarea e unde dracu tot pică astea. A văzut cineva pușca aia de vânătoare. Pe un... Snipe, o să echipeze pușca aia de vânătoare. Dennis o să ia banii să-i ducă unde trebuie. Da. Sammy. Speedy. Dennis. LMG-ul. Grenade pentru vânat. Nu. Nu. Am încercat să vânez grenade, de câte ori aruncam la o grenadă, se mișca la de câte. Dar, ar fi o posibilitate că mai vânezile alea. și dacă mai avem bani. Deocamdată mă uitam să văd cine ar putea să ia pușca aia.
Să-i las mitraliera asta lui Denny sau să-i dau pușcă de vânătoare lui Denny? Zi la vrăsul. Adică... LMG-ul ăsta e cam imprecis. Fuck it, ia și tu pușca de vânătoare deocamdată. Prefer să nimerești ceva decât să tragi pe lângă de fiecare dată. Grenezi, a? Mai avem ceva bani. Grenadă de vânătoare. Unde ne-a băiat granada? Frag grenades. Ieftin relativ. Sau molotovuri. Sigur vreau să încep un incendiu în apare. Dacă nu-i nimerești nimic, îți satisfaci nevoile, știi? Ai șansă să nimerești mai mare cu fiecare shot. Cred că e mai bun totuși ăla. LMG-ul pentru tine. Frag grenades. Fuck. Păi ce dai eu bani? Pe frag grenades. Auzi, mă, ia-ți LMG-ul, lasă. Primul rând, toate zonele astea acoperite, da? Sper că e acoperită, nu? Da. Excelent, și aia acoperită, și aia acoperită. Acolo nu e acoperită, că trebuie să fie acoperită, nu trebuie să fie acoperită. Acolo e munte. Da, nu e acoperită. Denis, la vrânsul cu arcul lui de căcat. Snipe. Adică Speedy să plânge dacă n-are mele, deci... La vrânsul oricum nu o să scolați. O să găsesc eu pe cineva care poate să folosească. Am unii ticăloși ăștia, poate, dacă o să tragă de partea. Hai, Sammy, că poți! Hai, Sammy, că poți! Hai, Sammy, că poți! Hai, Sammy, că... Poți? Ăștia, în schimb, teoretic, sunt acceptabile arme de foc. Deci, prefer că l-am vrut să singurul medic să rămână în viață. Da? Yay! Bravo, Sammy! L-au recrutat pe Jackal. Jackal, te rog, ia-ți pușca de vânătoare. No recruit, Sammy, cu 3% șansă, știi. Ok. Hunter, are nevoie de arme de vânătoare. Hunter, primul rând. Jackal. Colonist, Flicker, da, Warden Handle. Crescut bad rest-ul, nu trebuie să-l pun la 2. Ah, fuck, îl las la 3, 3 unii problemă. Warden, Cunch. Handle, 6 față de 3, 5, wow, și 13, 2, atunci, lăsăm, și așa nu-ți place. Bucătar, incapabil, vânătoare, 6, 5, 2, construcție, nope, growing, încearcă, minerit, good luck, încearcă și asta, ești pasionată de așa ceva. Poate intreci într-o zi cu soare. Tăia de plante, bla bla bla. Smithing, tailor, artă, crafting, hauling, no? Că nu vânezi car, e bine? Cercetare, 4. Ok. De ce i-aș da grenezi? Ca să vină la vânătoare de la alpacă să dea pix în aia? Mai rău, nu, no, grenezile le-am luat specific. Unde naiba sunt capabiers? Acolo sunt. Le-am dat specific pentru Matei Cauciuc. No, pentru melci de aici. De-aia am luat alea. Auzi, mă, văd că voi vă plângeți în continuare. Fuck. Power! Zit. Și du-l acolo oricum. E un motiv pentru care fac asta, un motiv foarte bun. O să-l aflați, voi într-o zi cu soare. Să mă costă metal. Dar asta este. Cava divers, până voi lucrați la aia, băgați o torță aici. Să vedeți ce faceți. Da, știu că am o tonă de torțe, dar de lemn. Dar nu pentru mult timp. Stai, tu ești aia care ratează tot.
Bineînțeles că snipe e ocupată cu bucătării. Bineînțeles. Schimbare de planuri. Deci, mai. Care de voi e mai vânătorul pe aici? Nu tu. Jackal. Jackal, stop. Știu că ai ceva de făcut. Da. Gear. Aruncă-ți bolt action rifle. Snipe. Știu că tu mănânci, dar... Tu iei bolt action rifle-ul ăsta, pentru că tu stai la gătit, nu la vâna. Tu iei pușca asta. Excelent. Acum... pare că asta e fericită cu hainele tribale. Bravo ei. O tonă de lemn. Fine. Tot șase de rău să plimbe la vrâs pe aici. Uite și acolo, torți. Ești fericit la vrâsule? Vezi că ia foc tot aici. Într-o zi cu soare o să ia foc tot. 21, 23, minus 3, 27. Nu știu, dar și acolo. Vreau să intru aici, într-un viitor apropiat. Trebuie să intrăm acolo într-un viitor apropiat. Dennis Clau. Ah, da. Dennis și-a pierdut patul. Hei, Brexio. Nu se mai jacal. Ascetic, măcar asta nu se plânge dacă mănâncă cartofi. Are posibilitate să facă ceva. Yay! Bravo, Sammy! Break sau trecută partea noastră. Break sau nu știu cine e Break sau știu în schimb cine e Alpha. Trădătorul. Sau să-l punem oare pe Andu. Care vrea să fie Break sau Andu sau Alpha Operations? What the fuck? Care răspunde primul? Care răspunde primul? Alpha Operations sau Andu o să fie următorul om la colonia asta. Avem carne. Hai bă, cartofi. Știi ce? Poate mai apucăm să crească ceva așa cum ai dat spre. Să puneți plante acolo dacă e nevoie de voi. Jackal, te-ai dus la vântoare? Ai nimerit, Jackalule? Nu ai nimerit. Am nevoie să vin apoi. Snipe, am nevoie să-ți arunci... Și eu timpul e prea bună la snipe. Am nevoie să arunci pușca snipe. Și să iei uziu. Uziu sau revolverul? Uf, decizii. 71, 50, 26 range. 73, 43, 22. Revolverul? Deocamdată. Breaks-o, care curăță pe jos. O să ia... Am uitat să iau snipe? Dar jos pușca la snipe. Nu a dat-o jos. O să ia bolt action rifle. Work! Speedy doctor. Până avem un doctor competent. Flick. Firefight, pacient. Warden 3. 4. Handle 3. Whatever. Hunt 2. 6. 1 cu pasiunea ta. Sincer, cu pasiunea ta vreau să iei pușca lui Jackal. Tu, vezi de treabă. Și mai avem pe Gubia, care am impresia că nimeni nu vorbește cu Gubia. Ce a te recut, bro? Gubia, hard worker, misandrist. Trebuia să vând pe Gubia. Dar e prea bună la împușcat și la animale și la growing. E prea bună la împușcat și la growing. Pentru nevoile mele. Sunt dispus să plâng că am prea mulți bărbați pe aici. Ion și Rebreanu.
No. Ce? Ce treabă are Ion Ebreanu cu subscriberii? A? Mm. Atât vise mare la vârstă, că am eu timp să fac statui aici, când că încă teoretic ne recuperăm de mâncarea aia. Nena. S-o șters tot? Oh. Well. Andu am zis, nu? Fuck. Sorry, ți-a pierdut nimeni. Yay. Mai avem un pat acolo de recrutare. Carter, cum arată situația ta? 24% abia. Bun. Producție. Grătarul electric. E și aia o chestie pe care aș putea să o fac. Alternativ, de ce nu fac eu asta? Nu. Adică da, fac it. Și asta. O să mă extind, așa, cred că așa o să fac structură, un zid de oase, fac asta, și deschidem camera de crafting în sus, punem o ușă acolo, și aici vedem ce facem. Facem noi ceva, dar facem. Am plecat ăla. Avem oameni, nu m-a vrut să-i treaz ziua. Dar nimeni nu a vrut să-mi ia oasele și lemnele pe care. Mă, voi ce știți? Ce intelectual? Mă, tu ce știi? Intelectual. Andu e intelectual. Domnul Andu este intelectual. Și cam atât. Medicină! Unde ești? Nenea doctor. 2, vă rog. Avem încă un medic, deci la vârstul poate să fie rănit. Salutare, contender! Bine ai venit! Stream-ul. Andrei Sash, poți veri sau să zeta? Da, știu, dar dacă nu înveci ticăloșii pe stream, the fuck, de ce să-i pun aici să moară? Las! Ne ocupăm de ei cu altă ocazie. Mai avem o țelă. Balc. Dintr-o dată toți vânzătorii vin aici. Cred că Sammy era, nu? Sammy, mai e cineva care e social? Nu. Da, se vorbesc cu oamenii, eu nu. Mergi. Unde n-ai bairai? Cu ce prilejul erai tu pe acolo? Muntai bolovan la o parte. Cine trage? Andu. Pușca de vânătoare. Dar ciobolan intră să moară pentru carne. Pentru carne și popor, uite și curcanul. Bun, dă-i, omoară gestoasa, jocalule. Ok. Serios. Vânzătorul ăsta vrea să mi-a dea șobolani. Putea să vând, nu-mi vindem alpaca. Mâncare simplă, am 40 de mâncare simple. Pastă nutrientă. Disperat. Ați atât de disperat că s-ar putea să fiu. Să folosesc de ceva. Lână de alpaca, o ținem, lână de urs. Blană de alpaca nu ne interesează, nu? Sunt 10 totuși blană de alpaca. Nu se compară. Blană de cougar. Am uitat de cougar. De cougar, de lupul ăla care e acolo. Trebuie să-l omor. Nu e bună blană de cougar. Deer hide. Nu e bun. Cazelă. Meh. Avem alpaca. Blană de maimuță. Vreți blană de maimuță? Muffalo, am vânat Muffalo aia odată. Nu-s foarte bun. Mă așteptam să aibă mai multe insulare. Are rezistențe ca lumea. Blunt electric hit sharp. Se compare cu alpaca. Plana asta de... N-are contrablanc. Blunt. Dar o să facem de metal armură, deci mi se zbede așa ceva. Struț. Racon. Șobolan! Fulpe, veveriță, cestoasă, medicină nasti ca să luăm un pic de medicină. Haide, cum mai ești, băi? Nu mai gândesc. Metal, poate mi-ar trebui metalul ăla, dar avem destul, nu știu de ce nu fac, nu știu. Plastil, am luat plastil ca să avem, să facem ceva cu el.
oțel, da, dar oțel am, nu trebuie atât de repede oțel și pot să găsesc. Îți dau bani pe oțel și tu, oase, hai să vindem niște oase. 1000 de oase, 1100, dacă tot vânem pe aici. Ei, nu sunt foarte valoroase, putem să vedem și lemnul ăsta. Hainele ălora morți, în schimb, bă, zic pe acolo, bă, dar multe avem haine morți. Waffle! Țin t-shirt prea variată. Tuc de mort. Ghivești de plante, normal superior. Vine până normal. Ce ne dă ăsta în schimb? Putem să luăm labradori. Dromedar. Cal. Pot să-l iau pe post de... pentru... mă ajută la caravane? Oare? Poate, poate. Braconier spațial. Posibil. Ia un câini, dromedar și șuvolani. Și carne de cobra. Și carne de husky. M-am învățat minte. Nu mai mănânc carne de husky, că dau de viermi. Carne de racon, carne de lup, cartofi. Da, poate cu cartofi să dau. Componente, poate, clot, poate, dar avem alpaca, what the fuck, alpaca, lână de alpaca. Metalul ăla, zici tu, mă, nemești metalul. Metal, iaoi, iaio, adică nu iaoi. Metalul ăsta nu e atât de scump, ne costă o tonă de bani. Ok, e foarte scump metalul ăsta. Retrag ce am zis, e foarte scump metalul ăsta. Îmi trebuie ceva neapărat de la asta, în afară de bani și mâncare și aur. Aur! Nu. Nu neapărat, adică ce... componente am și mai știu unde se găsesc. Ironic, am destul de locuri de unde se iau componente, n-am destul de loc de unde se iau metal. Un plan de urs, ce mă ajută, 100, fuck it, vinde și asta. 1746. Mâncare. N-aș strica să iau niște carne. Carne de racon sau de cobra. Bine că nu specifică dacă e bună. Nutriție, 005. Carne de husky, 005. Carne de racon, 005. Carne de lup, 005. Care e mai interesantă? Pastă nutrițională. O pastă nutrițională e 15. Serios, jocule. E mai scumpă decât mâncarea mea gătită. Pastă nutrițională 0,9 nutriție. Pastă... oțel, oase și lemn. Dar asta să am eu ce vinde. Da, dar oțelul țin. Marmură. Am 24 de bucăți de marmură și de granit. Fucking hell. Am o tonă de granit care abia așteaptă să fie făcut. Poți să iei de pe acum. Ok. Hai, vine și 1000 de lemn. Toate că o să prevăd că o să mă fără lemn. Granit am dat. Unde ne avem metalul? Metalule! Erai pe jos pe aici, nu? Erai pe sus pe aici. Metal! Da, știu unde să găsesc metal, dar ce altceva să cumpăr? Să de bani ăștia pentru ceva. Carne, hai să luăm carne. Scump, mă, scump, de ce așa de scump? Wake up. Oțelul e 2,45. Mâncare e 2,58. Fucking hell. Ciocolată, luăm o ciocolată, să fie lumea fericită. Bă, dar chiar că sunt braconieri spațiali. 707 carne, bucăți de carne de husky. Nu știu care e mai bună, draconul sau cobra. Racon am mâncat și n-am avut probleme. Cred că merg cu raconul. Cumpărăm 100 de 11 bucăți de racon, e bine? Fucking, de-aia bani destui, luăm 200, 22. Să aibă nevoie de haine. Cine? Anduș, probabil Jackal. Care? Hei,
Jer ovo stroj mi plus 5 vidite. To je do grade, 5 grade Celsius minim. Da, ok. Parka? Do parka, vrog. Cât ai bea o parcă? E scump o parcă, e 120, am 300, pot să fac două. Și tucuri, hai să facem tucuri atunci. Și după aia facem parcă. Două tucuri care sunt doar 25. E scump. 50, dar ne dă căciul și căciul le ajută mult. Metalul a căzut. Argintul a căzut acolo, unde e mâncarea mea? Sami, lasă-te o vânătoare. Care mâncarea asta, înainte să lege praful de toată mâncarea asta. Denis! Mâncarea! Carnea! Na. Carnea! Carnea! Dracon! Aș putea să fac mese mai bune acum. Ce zici la vreo să trim înapoi la mese mai bune? Draconie! Nu știu dacă sunt braconieri dacă omoare husky și cobre. Okay, cum arată situația? Okay, nu mai e suspendat. Dacă poți să faci asta după ce faci mâncarea simplă și mai rămâne, fă. Deocamdată vreau mâncare simplă că se face repede. Care din voi putea dracu să facă Taylor? 2 4 9 Snipe, care de asemenea face totul. Snipe shooting. Lasă pe alții oameni să tragă, tu ocupă-te de Taylor acum. Între crescătorie de plante și astea. Okay, aici nu mai crește nimic. Ce mai crește mai aici, dacă se poate? Orezul. Orezul poate să face repede. Poate apucăm să-l mai luăm o dată până în toamnă. Am luat plante medicinale și nu știu eu. Ce plante medicinale? Poate că trebuie cresc astea. Foarte repede. Bă, dacă am luat plantele medicinale, eu nu le văd. Avem oameni care poate să facă treburi acum, dar la vreo sub oameni. Cercetarea. Pompă de umiditate. Ne. Scanner de long range de minerale. Da, nu cred că mă ajută metal. Aur sau jade. Ce m-ar interesa, mortiere, poate refining. Să facem chimicale. Smoke pop belts, bone refining. Arme lungi. Droguri să facem medicină. Da. Droguri să facem medicină. Antrenează oamenii care au affection. Da. Știu, Taylor. Și Taylor Smith Ingle. Afecție mică. Mai 4. Dacă altcineva nu face treaba asta, faceți voi. Tu ești pe 3 acum. Da, ne. Taylor. La vrâsul. Ironic e la vrâsul. Salut, Andra, bine ai venit la stream. Pe Megoana, pe eu. Ok, ne-am stabilizat. Tu. Fuck, am uitat. Unde ești? Am pierdut lupul. Lupule. Apare șobolanii, toți șobolanii. Unde e lupul? Lupule. Au pe cineva care trage pe acolo și ratează tot. Dracon, lup, animale, emu. Lup. Înveaza că ziu... Ba, uite că ei sunt ziurile alea vizibile. Îmi dă mișcarea, mi-a trage atenția mai ușor. Lupule. Avem ce omorât dacă vrem să... S-au întors toate animale pe aici. Tonă de șobolani explozibili totuși.
Antilope, nu știu ce zic șobolani explozive, e un alt joc. De asta, boom rat, șobolani explozive. Aia mici șobolani explozive, sunt antilope explozive. Da, aha, te-am văzut? Mă, cu ochii pe tine. Nu pot la treu să-l omor înainte să devasteze animalele din zona asta. Am vrut să pare că lucrează în zori. Și de mâncare. Ei, trei negustori spațiali în zonă. E importantă chestia. Nu o să zic nu. Oare dacă schimb camera? What the fuck? Și ce ai vânat? Unde ești? Care? Snipe. Nope. Speedy. Mă enervează jocul ăsta cu butonul lui de mute, foarte mult. Era să strănut, am trebuit să ies din joc ca să dau repede pe mute și după ne-am strănutat. Ei, jacal și-a făcut o căciulă. Minus 21, care o căciulă de blană de alpac. La vrâsul de... Cred că o singură parcă e destul, văd, că să descurcă oamenii. Căciula aia face tot. O să-i atrinezi pe oameni că nu te trebuie. O, da, 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 da. Tu! Tă-ră-tă-tă-tă. Jackal, ce făceai? Nu mai știi ce făceai. Aici. Cine mai e în armat? Dennis, aici. Speedy, Sammy, Snipe. Snipe gătește, Sammy se uită la stele. La nori, în cazul de față. Excelent! Lăpule! Hai bă, mai repede, unde-s toți? Hei, Andu, hei, toată lumea aici. În formație de luptă și mai în spate. Mai în spate. Confuzie, e Carter probabil, nu? Nu! Affection, a nebunit. Demenție! Alpaca a nebunit. Iată, are demen. Ne atacă lupul. Wow. Dennis, meriți pe asta, sincer. Nu consumați Timber Wolf-ul. Meriți că ai ratat lupul ăsta. Hei, 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 hei. Las. Nu mânca pe jos, că după aia te plângi că ai mâncat pe jos. Sunt acolo, până nici vindecat. Tu, care asta? Trebuia să-l mă duc sus să-l trag la turele, dar nu, să stăm aici toți trei, avem două puști, oameni care știu să tragă relativ, unul cu mitralieră de companie, da? Pare că răspunsul este nu. La vrâsule, aia e, ăla e sol, iceplant, gravel, rich soil, nu cred că faci nimic acolo, la vrâsule. Ce e acolo? Zone, clear home area, nu. Treat zone, aia. Bineînțeles că aștepsă pe toată. De ce să nu șterg eu pe toată? Cu un singur click? Bine că am pus-o înapoi pe aia. What the fuck? Gravel. Fuck it. Dacă vrea să crească acolo, orezul să construiască pe pietriș. Că n-ai fost în stare să omori lupul, da. S-am dat mitralier de companie și te tragi pe lângă. Așa că meri să te muște lupul de ouă. Și te-a mușcat lupul, ca pe vedeți. La vrâsule, te rog, ai grijă de Dennis, până nu se îngerează. What the f... Tending, Dennis. Ai două zgârietură. Umăr și mână, stângă. Jackalul sau cel la vânătoare de șobolani. Șobolanul e o parte vitală a nutriției oricărei colonii, ce știți voi? Și acum zona asta arată mult mai goală. Ei, în același timp mult mai tristă.
Este încă primăvară. Orezul ăsta cum arată? 88% în unele locuri. Nu-i rău. Orezul ăsta e bun. Sol. Mai e sol pe aici? Undeva și că ar mai fi sol un pic pe aici, dar ne, avem destul. Fânul, în schimb, fânul nu vrea să crească. Plantele medicinale încearcă și ele ceva. Nu știu dacă ăștia le-au tăiat plantele medicinale sau le-au cultivat, nu-mi dau seama. Avem o tonă de metal, what the fuck, cred că n-am pe nimeni pus la constructor. E și asta o posibilitate. Nimeni nu-i pasionat de construcție. L-am pe Speedy, dar Speedy e ocupat între ce? Handle și construcție. What the fuck are you doing? Vreau să car lemne, să pun torțe, să tai copaci. E așa, acustic. Trebuie să mai am oameni care să pricep la construcție un pic? Poate? 2? 0? 0? 6? 2, vă rog. Construcția totuși e importantă, nu știu de ce nu vă băgați pe construcție. Lup de o. Ia mai, lupul sări să te mănânce pe tine, că tu n-ai fost destul de competent să-l împuști. Știu că ești psihopat, dar psihopat înseamnă să-ți placă să iei omor, nu să-ți placă să fii mușcat, nu ești masochist. Bang, 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 bang. Cine bang, bang? Dennis Klaus a vindecat complet. Yay. Orezu, hei, hei, hei. Dennis. Cât drept să stric asta? Foarte greu. Snipe, cătește. Sammy încearcă să recuteze pe gubia. Tu. Care metal. Dennis a venit să care orezul. S-au făcut orezul. Ok, da. Orezul e bun. Orezul e foarte bun. Dintr-o dată cred că o să fiu nevoie să extind frigiderul iar. Ah, oh, da. Da. Ăștia nici n-au apucat să... Am o toră de oameni care habar n-au să face, să muncească. Am prioritățile absurde puse prost și nu știu de ce. Growing, cât ai tu growing? 5. Cât ai minat-o? 4. 6 și 6. Snipe. Dar ești pasionată de asta, snipe. Nu ești pasionată de crescut, așa că te rog să te apuci de separat. Grow 4, grow 10. 10 și aici. Ia. Și că mai avea nevoie să minați pe acolo, tovarăși. Avem încă un pat liber. Trebuie să mai fac un pat? De ce n-aș mai face un pat? Pot să mai fac un pat. De aia semnaș că vreau să mut becul ăsta aici. Nu, să mut aici. Să nu mai incomodeze acolo. Ok. Mai am un pat pe undeva care fragmentă niște lămpi. Producție zone... mobilă. Un lemn de oase. Oasele namicii noștri, nu. Oasele sunt ale animalelor mâncate. Omorite, aș putea să-i bag pe aia la pușcărie. Carter, cum arată situația, da? 31%. Peste un an și ceva, Carter o să nu mai fie dependentă. Dacă puteți să demontați și zidul ăsta, ar fi mișto. El și el. Și atât. Alternativ, dacă tot o să lucrez ăștia aici, poate o să plângă după aia. Nu, că arată vreie și bla. Ce-ar fi să nu atunci? Cancel. Ah, nu, că e bine, bine. Tu, în schimb, nu ești bine. Deci, tu după. Să fac zidul acolo din oase, ca să se plângă. Oh, văd zidul de stâncă, de munte și... Nu-mi place, îmi strică moralul. Când stricați, păi moralul, că nu comentați pe video de YouTube. Rușin să vă vedea la toți. Eu fac video acolo, mă chinui de o lună să fac un video special de World of Tanks și numai un singur om comentează. What the f... Prevăd eu că o să ia foc toată pădurea pe aici. Ei, producție de droguri. La Vrâsule, am o treabă pentru tine. Adu-mi, te rog, orezul în casă. Orezul e important.
ce faci la vrăsul? Nu? Construiește și el. Whatever. De ce am impresia că numai Danny scară pe aici? Și câinele. Danny și câinele, auzi? Fuck it. Ți-a foame? Care orezul. După aia mănânci orez. N-am destui bucătar totuși. Aș mai vrea încă un bucătar, dar asta am făcut două plite. Dar nu, n-am destui bucătar. Cook. 6. Fain, ești pasionată, dar asta gătești și tu. Stai, cine e pasionată de asta, Dino? Denis e pasionatul de asta. Lasă-te curcanii! Orezul deocamdată. Harvesting, a? Harvesting fail, lasă-te caracol, vască. Găsim noi oameni care să facă harvesting. Jacal, harvesting, rău. 5, 3, mai... Orezul ăla, în schimb, nu se strice. Handule! Știu că vrei tu să vânezi curcanul ăla neapărat, dar las. Lupul de ouă. Ok. Mă, Rimu, ăsta e posibil să mai apucăm un sezon de cartofi. Ce mai plecăm? O tură de cartofi. Unde ne-am să duc mie toate plantele medicinale? Că nu le văd să duc aici. Te-am pus afară cumva? Nu, fără rotten. Pe aici pe undeva era medicinale. Medicină, nu. Medicină, da. Medicină, nu. Medicină, nu. Plantele la să ia și dispar. Interesant. Sau nu reușește... Ah, ok. Cred că știu ce se întâmplă. Aha, cred că știu ce se întâmplă. Cât ai 5, 3. Am eu impresia că vin ăștia care nu se pricep la așa ceva să le ia. Ah, bă, nu, uite. Herbal medicine, hai să lăsăm afară. Nu e importantă deloc. 2, 2, 2, 2, 2. Dacă e ceva de cărat, cărați, mă. Am auzit alarma. What the fuck happened? Unde? Cu ce? Pip, pip. Au niște sunete ciudate. Auzim sunete. What the... Pisica, ieși afară. Ah! Fuck, aia e problema. Yeah. Cineva a lăsat orezul în ușă. Și ușa a rămas deschisă, s-a stricat toată temperatura. Erați voi să fiți. Erați voi să fiți orezul. Chide ușa, te rog. Așa, vezi, cade temperatura la timp. Zona acceptabilă. Eu. Te bădăm plus. Vă rog, temperatura minus 1. Mai repede când îmi rămân. Se strică toată mâncarea. În 7 zile. Bugs. Noi bugs, aveam extins zona de stockpile până pe ușă, inclusiv pe ușă. Am pus în ușă, acolo e zona de stockpile. În ușă. Hey, cineva chiar a ajuns să facă minerit într-o zi cu soare. Aș putea să extind camera asta până aici. Și cred că așa o să fac. Deocamdată. Așa, știam eu că am pe acolo priză. Lasă tu cu ăstea mai târziu atunci. Până nu facem ziduri de acolo, nu mai umblăm pe aici. Ne-a trebuit un bec. Wait, ce fac? Știi ce fac? I-am dat cancel odată, dintr-un motiv foarte bun. Și-am uitat. Bugs. Parcă am trebuit să iau bolofanii ăștia de aici. Încă aș avea unde să-i pun, dar... știu, știu, știu. Parcă...
A 16 din zona de bot. Fucking hell. Ce e așa greu? Uite aici. Prup. Prup. Dar doar că încearcă aia să treacă pe aia, să dea nas în nas cu polovanii ăștia magici. Aha, 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 aha. Copiem setările la asta, dăm paste aici. Teoretic asta ar trebui să încetinească, că durează, îți ia mai mult timp să treci peste bolovan. Cred, așa țin minte. Alternativ, aș putea să-i fac și aici. După aia am impresia că au bonus defensiv dacă sunt bolovanii chiar în fața lor. No, turela mea. S-a stricat turela mea. Avrâsul. Avrâsul plantează în continuare. Avrâsule, plantele, te rog. Plantele ne-a zis să strige toate. Așa, yay, 7 plante medicinale. După aia te ocupi tu de plantat pe acolo. Tot. Orbital Beacon nu s-a stricat acum. Ce-ar fi să muncești și tu la lemnul? Așa, să ai și tu lumină. Mai plângi că nu vezi nimic. Într-o zi cu soare, când o să am timp și nu o să fiu un pericol mortal, să scot puluva. Da, dar nu s-a ascund, că s-a ascund pe aici, da? Asta e ideea. Așa, dacă vor să vină în mele la mine, trebuie să o să fie încetit de tot ce am eu căcatul ăsta pe aici pus. Aia o să mă ajute un pic. Vorbind de ticoloși. Un grup de mecanoizi. Alt grup de mecanoizi. Vine din partea altă. Hei, hei, hei. Toată lumea la arme, mai puțin la vrâzul, care are... Are motive urgente. Motive. Trebuie să facă ceva urgent și anume să fugă. Să fugă cât mai departe. Dennis, mitralier aici. Speedy, nu. Sammy, da. Snipe. Gătește acolo în continuare. Cred că avem destulă putere de foc între două mitraliere și patru oameni. Deci ultima oară când am stat aici, am stat totuși unul după altul, aia a fost probleme. Ui, dar rapid sunt ăștia. Dennis, îți schimb fragmenta. Nu poate să tragă până acolo. Ok! Mă așteptam la mai multă rezistență. Dennis! S-am găsit un cadavru. problema e că o să trebuiască după ce construiesc ăsta într-o zi cu soare. Da, generatorul geotermal. Să-mi extind linia defensivă pe aici. Ei, tu! Cară-mi, te rog, orezul. Mâncam eu orezul să-mi-l mănânci. Ce mă, ziceți că ați rămas fără chestii de vânat, eu cred. Cred că frigiderul a rămas fără chestii de vânat. Structură! Tu. Și fac frigiderul până acolo? Cred că da! Deocamdată punem aici. Nevăstuici, castori! O să mănânce toți copacii, am destul lemn. Castorii nu mănâncă copaci, îi dărâmă să facă... Cine mai le zice? Să facă baraje cu ele. Bun, excelent. Acum tu cu tine jos. Și am nevoie de încă o lampă aici. Ca să vadă lumea ce face. Asta jos cu el. Nu știu, dar... Nu cred că am de ales, sincer. Dacă vreau să mă extind cu frigiderul în partea asta, trebuie să fac asta. Bine că l-am pus acolo, așa, deși trebuie să-l mut un pic mai așa. Aproape gata zidul ăsta, în schimb. Măcar atât. Ferice de noi, că măcar atât. Oportunitate de pace. Speed of food poisoning? Nu ai ce food poisoning. Vă rog să-mi cărați cartofii. Sincer, ajunge câți cartofi avem, puneți-i și aici să mănânci animalele. Aici. Zice Palora că ajunge cât cartofi are. Vezi că nu mai rău. Vezi că preunim Palora fără cartofi iar. Raw food.
Vegetarian. Potatoes. Și din nou, muncă, arhitect, zonă, zone de animale. Gata, afară din frigider cu voi. Aveți cartofi acolo jos. De asemenea, aici o să vreau fân, corect? Corect, așa țin bine minte. Producte de animale? Nu. Sunt produse de animale. Trebuie produse pentru animale care sunt... Hei, bun, fân. Fânule! Poate. Poate prinde fânul. Poate prinde fânul. N-am încredere că prinde fânul, dar poate prinde fânul. Cât de mare vreau să fac zidul ăsta? Destul de mare, sincer. Să fac așa și așa. Și după aia punem oasele acolo. Dennis Clau mai are un pic și cedează nervos. Risc minor de cedare nervoase. Pentru că... depresiv, insula... insultat. Ai dreptate, e ca mizerie pe aici. Ce aveți de spălat și voi pe jos? Și tu ești ăla care speli pe jos, Dennis. Tu te plângi? Snipe, mănâncă acolo. Hei. Dennis care metal. Hei. Toate planurile noastre de a face chestii să... sunt ce sunt. Derivează. Oh, cred că știu ce am uitat să fac. Restricții. Program de fericire. Toată lumea, în afară de la Vrâsul, are voie să distreze la ora asta. La Vrâsul se distrează după ora 19. Să trezește, să distrează, nu. La ora 2, la Vrâsul se oprește și se distrează. Bun. Aveți o oră de pauză, garantată la toți. E bine? E bine? Te fericiți? Ei, metalul. Excelent, îmi place metalul. Îmi place când vine metalul. Ar putea să mai omor niște vaci, niște animale, dar... dar... să cam adună. Nu, nu, las. Până să sparge zidul ăla, mai stăm acolo. Param, 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 param. Adică, what the fuck? Avem ceva metal, putem să mai extindem cablul ăsta de curent. Primul trebuie să mutăm becul ăsta, dacă vrem să punem o ușă acolo. Într-adevăr, putem să mutăm mai jos. Hai la Vrâsule, tu ești omul care sparge tot. Că dacă nu tu, nu tu cine? O bucată mai rămâne la Vrâsule, una singură. Vine jacalul, Am terminat cu arb chestii de vânată. Nu cred. Eu cred că avem niște cerpi aici. Ar trebui omorâți așa, prima ocazie. Cât mă costă în metal? Turelele astea. 175. Mă costă mult metal. N-o să glumim. Bun. Structură. Minus 25 de grade. E cam frig. Nu credeți că e cam frig în frigiderul ăsta? Știu că eu am lăsat-o așa, dar totuși. Mai studiem temperatura. Mâța aia se plimbă cu marea chef. Animal area, mâțo. Asta, fac, plimbă-te până casă cu marea chef. Poate prinzi un șovolan, n-ai mai știut, dacă vin creaturile nopții pe acolo. Fân, da, știu. Așa, cu întârziere, la asta ziceai fân, l-am râsule. Cu tot stresul din WoD și Helibon chiar, și tot stresul pe care l-a Rimworld, e mult mai ușor Rimworld. Avem orez. Avem o tonă de orez, o tonă mai mare, 3 tone de cartofi. 3305 de cartofi, 974 de orez. Mă gândesc că sunt kilograme și nu boabe de orez. Ar fi un pic ciudat. Ok, tu te construcții aici. Și între timp voi desconstrucție aici. Voi...
reinstalați, puneți o ușă din oase, bineînțeles, aici. Ce e așa întuneric aici? Confuzie! Affection. Săraca Affection. Cred că afecție bătrână și trebuie omorâtă. Oh well. Eror de mâncare. Ok. Să mai îndemn. Păi asta fac, dar... deocamdată. 45. Wow, au venit, băi. Au venit. Ok, gata. Nu se mai plantează pe nicăieri decât aici. Decât la orez. Unde am uitat să pornesc, să fim. Și la plante medicinale, hai să fim serioși, de plantele la medicinale trebuie. Dacă prindem iar paraziți de stomac. Bun, într-o dată, zona asta se desconstruiește. Zona asta se desconstruiește și după aia... toată zona, toată... eclipsă! Nu e o problemă. Cred. Opus? Ia uzi, mă. Power! Conducte. Nu pe acolo, că poate trage cineva în turela aia și se întâmplă probleme. Au început să construiască. Mai greu cu metalul, că lipsă metal, dar... nu era vorba că căcatul ăla de bețe rămân în continuare pornite sau le-a prins în continuare? The fuck? Fuck it. Lampa asta aici deocamdată. Metalul ăsta-l vreau. Au pus bazele centrale geotermale. Din păcate n-avem destul metal în continuare. Continuăm să n-avem destul metal în continuare. Idiotule. Nu cadavre acolo, cadavre din partea asta la alta ascunzi. Affection. După ce-ți crește lână, după ce te întundem, gata, te-am... ca să știi, te-am avertizat. Instrucțiunea ai primit. E camera cam mare și dacă e camera cam mare, o să ne cadă în cap. Cred că am văzut tot granitul ca Favirs. Deocamdată tu, nu. Ba, fuck it. Tu, da. Tu, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aici. Și unul acolo. Asta o să fie în mijlocul camerei. Dacă poate cineva să facă zidul. Bun, așa. Bun! Și acum noi suntem cu riscul că ne cade în cap. Era aproape sigur, garantat, dacă spărgeam tot aici fără să pun picioarele astea de stâlpii ăștia, încă de-am cap. Animal nebun! Un porc mistreț. Ok. Fugi, Dennis, fugi! Trălele astea sunt foarte bune, văd că animalele sălbatice n-au probleme cu trălele astea. Ar mai trebui niște trălele de la metal. Nu, asta este. Puteam să cumpăr metalul ăla, că aveam bani. What? A, aia. De ce? A, că e acoperișul deasupra. Ne? Mă gândeam eu, aveam eu impresia. Nu primea soare, băiatul. A, uite, se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Se mai întâmplă. A venit vorba, acoperiș peste tot. E zona, zona. Podea. Smooth, vă rog. Și în partea asta. Smooth, vă rog, cu podeaua aia. Ei, Gubia. Știu că ești un misandrist, dar nu vrei să treci de partea noastră. Avem nevoie de mai multă carne de tun. Și mai avem un pat. Și după aia pot să dau și-o patul ăla cuiva care are nevoie de el, gen Dennis. Că e pesimist omul. Care de niște mai fericiți pe aici? Speedy, Brawler, Neurotic, Snipe. Da,
Stai, pare rău. Patul tău ia lui Denis acum. Tu ești optimist, n-ai probleme de genul. Dar să uiți să dau la o parte pe Snipe. Că după aia să plânge că doarme cu Denis în pat. Și după aia și Denis să plânge că doarme cu Snipe în pat. Bouncy, bouncy. Badgerul locuitorul Death Star-ului. Wow, cool. Ce vorbești? Ah, ziceai de limită. Da, am pus limită la simple meal, dar să facă fine meal, nu? Păi mai sunt și ăștia aici. La vrâsul ce faci? Podele. Făi, dragă, podele. Cercetare, totuși. Producție de medicină, vă rog. La vrâsule. Bun. Știu că am uitat eu să fac ceva și am plastil, aș putea să fac asta. Nu, la misc oare este? Consolă, cabine de tool-uri. Crește viteza de scump în metal. Pot să fac altceva? Nu. Mobilă oare? Oh, da, pad medical. N-am destul metal. Aici sus să facem... camera bolnavă, spital. Nu știam cum zice, chirurgie vreau să zic, chirurgie. Unde neba este mai aia? Sau n-am pus-o încă la cercetare? Power, generator. Pot să pun generator pe lemne. Asta e o idee genială, câte lemne n-am eu. Un bazin hidroponic, în același timp nu mi-a trebuit să am ceva mâncare care să face. Multi-analyzerul ăsta nu l-am pus la cercetare, nu? Ne. Ăsta-l căutam. O să-mi crească viteza de cercetare. Ei, excelent. Fantastic chiar. Avem curent. Cred. Oh, whoops. Whoopsie. Cineva a pus niște stâlpi acolo. Pe numele de cineva eu. Acum cu centrala aia geotermală nu e așa problemă mare, dar... Ups. Mai întâmplă. Vezi, nici tu n-ai văzut-o pe asta. Rușine să fie la vrâsle. Ei, se mișcă, trăiește. Fânul ăsta ar fi mișto dacă ar crește într-o zi cu soare. Noi avem destul loc. Până vine fânul ăla, lăsăm cartofii aia acolo. Problema e asta. Problema e asta. Noi, ne mai trebuie un beculeț acolo. Producție mobilă. Aici un bec. Bun, ce mese de producție n-am făcut eu? Electric smelter nu l-am făcut, da, corect, e corect, corect, corect. Aș putea să-l pun așa. Vedem câte mese mi trebuie. Una, două, sigur. Perfect. Fantastic chiar. Machining table, l-am pus acolo în cameră, nu? Da. Am pus acolo în cameră, deocamdată e acceptabil acolo. Electric smelter-ul, pentru metalul ăla în plus. Mai trebuie altceva? Am bucătărie, n-am de sculptor, nu? Nu, n-am de sculptor. Am înlocuit-o. Okay. Acum am de sculptor. Tailoring, am smithy. Arme non-metalice. Îmi trebuie smithy? Nu cred că îmi trebuie smithy. Nu mai am metal oricum. Oricum nu mai am metal. Scaune. Chiar fapt divers. Mobile, scaun de așa. Și scaun de așa. Excelent. What the fuck? Care a trecut pe acolo și cum a reușit? Asta. Oh, bogat, de navă spațială, a căzut lângă noi. Poate să-ți dea acolo, nu se strică. Nu mă supăr. N-am metal. Dacă avea metal, dar n-am metal. Dacă avea metal, Palora, ce făcea Palora cu metalul ăla? De răspuns să zic că n-are metal. Deocamdată Palora n-are metal. Puteți să ieși și voi din... Confuzie!
Affection. Mai mult cu blana, blana aia. Lana aia? Male. Am zis, man. Sleeping. Yeah, well. Eh, fuck it. În ce poate să facă? N-am văzut că poate să putea să mi-a taci oamenii la un moment dat. Nici nu e o problemă. Vorbim de probleme. Acoperiș. Nu trebuie acoperiș aici, nu trebuie acoperiș cu zbulvanii ăștia. Hai. Da, la vârstul e aproape gata cu cercetarea. Mă gândesc, o să-mi dea ceva masă. Vezi că navele se strică. Se strică? E sigur de asta. Nu e, poate. Hai să dăm deconstruct. Ai dreptate. N-ai dreptate, nu? Văd că trece timp, nu se trece nimic. Au, hit points? Oh, fuck, am uitat de Alpha Beavers. Complet. Eh, cu pace, e ok. Speedy, știu că... Dar hai. Care tot. Nu mai era una. E posibil, dacă mai era una și aia nu mai este atunci, dar e posibil să fie stricat. Cred că pe aici, pe undeva au căzut. Da, uite. 250, nu îl doare undeva. Da, hai să luăm. Ne dă metal. Whatever. Și avea nevoie de cineva să facă... Am puști. Ninger nu mai are nevoie de cineva să facă puști. Bolt action. Nu știu cine lucra la asta, cred că era puta. Cred că gata, de obicei era puta. Crafter. 2. Am un singur crafter. Fantastic. Dragă crafter. Bine că ne-am făcut de lemn când aveam o tonă de oase. Vreau să fac o sculptură mare. Și să o faci din... oase. Vreau să faci din oase. Că numai atâta ne permite deocamdată. Am și mie vreo 11. Știu că nu o să-ți iasă, dar fă, încearcă. Crafting 1. 3, 5. Oh, nu? Avem și la vrâsul. N-avem metal, nu? E problema. A, este problema acolo. Inspirație la vrâsul. Se mișcă mult mai repede. Ei, medicine gata. Producție. Laborator de droguri. Știam că n-avem loc acolo. Și dacă chiar e, putem să punem și în spatele lor una. Deocamdată să logi locul. Ah, de zona asta e 1-0-1-9. Bii, dull. Minus 2. Frigiderul ăsta strică tot. Extindem frigiderul. Răspunsul este extindem frigiderul. Că de-aia l-am făcut. Hop. S-a stricat totul, ha? Având în vedere că ne doare undeva de cadavre. Toată ideea a murit. Adio. Zona aia de cadavre. Așa dacă să mențin și partea asta de frigider sau să închid frigiderul, dar... Am impresia că o să am nevoie de tot frigiderul ăsta, așa că... Continuați. Cerere de caravană. Uite acum vin, cartofii după mine. Vreți caravană, veniți la mine. Nici nu-mi bag capul cu așa idee. Dar ce mi-ar trebui relativ important este un pic de granit. Când se poate. Când se poate, cine poate granit. O să fac aici un zid de granit ca să acopăr generatorul. Pentru că generatorul e vital. O luat aia metal? O luat metal. S-a terminat cu metalul aici, ha? Nu știu, bagul ăsta aici.
Ce n-ai cum să iei iepuri? Omorâți toți iepurii. Fac un pic de carne în... Vezi că stai pe lobby, deranjezi lumea? Știu că sunt petisim pe loc, îmi spămute. Stau pe acolo pe lobby să văd dacă mai zi în jură lumea pe lobby ocazional, știi? De ce nu? Să zic că lumea nu s-a luat. Și o să trebuiască noi să locuim într-o zi. Ploaie. Furtună! Am făcut iar cartofi. Yeeey! Acum că ăla e plin, putem să punem partea la altă. Scafab divers. Storage. Nu mai punem cartofi aici, că avem fân. Câinii mănâncă fân? Să face fânul! Dar nu-l lua nimeni, că e aproape gata. Bonus de temperatură de la geotermală. Poate. Hai cu fânul, vă rog. Hai cu cartofi, hai cu fânul, hai cu cartofi, hai cu fânul. La vreți, le. Care-mi trebuie cartofi? Inspirație. Denis Clau a inspirat acum. Păi, ce inspirație. Dintr-o dată totul merge bine. N-am încredere. What the fuck is that? Hai, mașinerie compactă. Îmi făceam griji, părea ca o gaură la un moment dat. Am o cameră aici, sincer. N-avem metal să facem ce vrem. Camere separate n-ar mai trebui la oameni. N-ar strica. Necamdată stăm cum stăm. Zic eu. Și da, ok, înțeleg ce l-a vrâsul. Spunem așa, dacă nu mai puteți să faceți fine meal, că nu mai aveți material, faceți mâncare simplu până la 200, da? Ce-ar fi aia o idee? And fine meal... Nope. Până avem 40. 50, whatever. Așa, puteam să las acolo. Uite, avem doi oameni care fac din zor mâncare bună. Se pare că nu. Se pare că a rămas fără în care mâine. Mâncare clasică. Research. Cercetare. Ce am uite spun? Scanner mine multi-analyzer pentru cercetare în viitor. Zile am vrut să... Ce mi-a trebuit mie neapărat pe aici? Mortiere n-am stricat pentru asaltul ăla care tot îl plănuiesc. Dar... Producție de droguri. Penoxicilină, totuși. Drog care previne bolile. Poate. Hai să ne vedem și cu asta. Am făcut aia, serios? Ia un pic. Electrical smelter, asta are nevoie de metal character. Wooden drug labs. Prima oară când fac medicină, n-am ajuns să fac medicină. Medicină, și atât. Ok, până avem... 16. 40. Cu ce să facem medicina asta? Îți trebuie medicină 6, îți trebuie crafting 3, ca să faci așa ceva, și... ingrediente... Medicină hermală și neutroamină. Și 3 clot. Uite, acum facem noi medicină. N-avem clot, n-avem nici... căcatul ăla. Mergem, mai greu, mai greu. Da, așa mă gândeam și o să fac mineral scanner-ul, dar n-arată decât ce puțin eu așa zice aici, că arată decât chestii, știu și eu, valorabile. Gen aur și jade. Scout, Dennis nu m-a inspirat. Deci asta mie că... a început din nou. Un grup de tribal de la Confederația Palora se pregătesc să atace. Au ajuns lângă noi. Cât sunteți? 5. Creepy breeding piromaniac. Crește ca lumea. Careful shooter, psihopat. Hard worker, careful shooter și psihopat. Îl vreau pe Crica. E și miner. E pasionat de minerit. Careful shooter, teetotaler.
Ficeau numai oameni competenți. În afară de asta, nu distă. De asta, nu distă. Și pasăre de noapte. Zlomul nu distă pasăre de noapte la vrăsule să-ți petreci nopțile cu tine pe aici. Brawler jogger pesimist. Ah, ok. Nu, e niște ce o să stea aici să pregătească mental. Înainte să odră să atace. Atât mai bine, așteptăm. Să vină. Tatăr de Peril, cine? La vrăsul. Ce haine ai tu stricate? Cămășa. Cămăș. Hai să facem niște cămăș. Nu. What the f... 6 cămăși. Vom avea noi ceva. O statuie de oase, shorty. Ca frumusețe 10. O să instalăm. Ei, un pic de... statuie de oase bună. Frumusețe 150. O instalăm și pe asta deocamdată. Acolo? Sau la vrâsul? Nu, la Dennis trebuie aia să zică omul că stă în zone bune. Adică... da, pe asta punem acolo, dacă găsim ceva mai bun, punem. Cu ochii pe ăștia, totuși, că sunt 5, totuși, sunt 5. Problema este următoarea. Doar 2 o să supraviețuiască. Că n-am extins pușcăria cu... vrem să extindem pușcăria... dacă se poate. Și în direcția asta. Nu, în direcția asta, nu vreau să o extind. Ok, și începe asaltul. Bun, snipe! Sammy! Hai să luăm și pe Speedy. Fugi, ce cauți acolo? Dennis, Jacalu și Andu. Dennis, stai acolo, Speedy, te-a scuns. Bun, unul mort. Voi de trage după ăștia. Eu cred că o să fugă. Așa că mă duc să iau până spate. Nimeni nu scapă! Într-o zi cu soarul să rămâne fără oameni în federația asta. Popor. Da, trebuia să spar zidul ăsta la un moment dat, dar asta. Rezistă bine turelele astea. Tot ești tu aici, în gaura asta. I-am flancat! Încă unul mort. Ăștia nu mai atacă. Snai, vezi de treabă, Speedy, vezi de treabă. Treaba nu este să duci acolo să te împuște lumea. Dennis, vină la colț. Și tu vin aici. Trageți? What? Fug? Ha! Tot s-au murit. Avem arme cam periculoase. Dennis, știi ce ai de făcut. E timpul să te ocupi de crematoriu, de. Credeam că se capturăm de ei, dar asta este când avem puși mai avansate. Perfect, dați după ăsta. Ala-i cam încet. Fac, o scăpat. Păi el! Andule, da, nu mai apucam nimic. Poate îl prindem pe Born totuși. Hai, jacalule, hai! Hai, jacalule, hai! Sau jacalo, caz de față. El a scăpat. Tu, în schimb, nu o să scapi și avem și sniper. Poate te prindem. Dă-i și tu. Acum! Fuck! Încă un shot! Am scăpat. Ah, well. 3 morți, acceptabil. Mai învățați, mai minteți, mai veniți pe aici. Dennis, cum arde? Cum merge treaba? Crematoriu să viață. S-am pus și acoperiș, băi, ce te plânzi? Ai și alpacile pe lângă tine. N-ai tu probleme de ăștia? Au venit să moară, uite. De fapt, vezi că am văzut pe cineva acolo.
Oh, Sam, mi-a refuzat avansul lui Luandu. Ce ți-e costă? Nu? Da, i-a murit prietenul ăsta. Pe unul din ăștia au văzut cadavrul s-o plâns de asta, dar... Nu, îți pare că nu. Arzi, arzi în flecări. Hei, chiar și voi fânul ăsta, the fuck. Știu că e neacoperit, dar totuși. Ce-ar fi să nu mai lăsați fânul ăla în pace? Avem o tonă de fân, ce-ar fi să-l folosim? Avem o tonă atât de mare de fân că-s dispus să extind zona asta cu fân. Hop. Și... nu lângă foc, totuși. What the fuck? No, Andu face cămăș. Jacalul ia cartofi. Puteți să-i luați și după, cărați întâi din ele. Asta e problema. Care lume? Hall. Care nu face nimic interesant, deocamdată. Toate că au doi la hall, toți. No, fuck it. S-au stricat din ele câteva. Nu se deteriorează așa repede. Terminăm și cu fânul, să o punem acolo. E fapt divers, dacă nu mai are loc fânul, unde dacă-l pun? Ați făcut voi mâncarea toată? Eu cred că vă apropiați de numărul ăla magic. Ce ar să fie 300 de mâncare? Să nu mai am probleme cu mâncarea în viitor. Decât dacă o să strice toată. Și e o chestie. Dar vreau să... ce treabă ai tu, Vâsle? Orezul, te rog, frumos. Fânul ca fânul, dar orezul. What the fuck? Holy shit, tot orezul e gata. Orezul întâi, las. Ok. Hole, 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 toată lumea la caravă. Nu mai lăsați chestia afară, vei ce facem aici? Fânul la fân, orezul la orez. L-a vrut să o clocea tot orezul ăla. Da, bună idee cu orezul ăla. Creatorul mi este viața și viața mi-e creator. Păi, nu? Ei, o veveriță care s-a autodomesticat. Wow! Cartoron. O dat-o în violență. Hey, hey. Ce-ar fi să nu intrați peste Carter când dărâmă tot, a? Unhappy nudity. Oh, n-are pantaloni. S-o strica pantalonii? What the fuck? Poate, posibil. Fă și niște pantaloni atunci, mă, da. Tu ești, fă-ți singur pantaloni. Ia uite, spun pantalonii să fie prioritate, ești bine? Ți-ai luat pantalonii? Nu ți-ai luat pantalonii. Nu știu ce ai făcut cu pantalonii, de ce nu ți-ai luat? Nu știu că ești nefericit că n-ai pantaloni. Poate nu e și bine pantalonii, deci ce jec de pantalon făcut. Parcă... Sigur fac pantalonii și nu altceva, nu? Face ceva. Nimeni nu știe ce anume, dar face ceva. Andu, săracu. Asta-i cutia, știi, dacă o pun într-o cutie, după aia se simte nefericită. Haide, ți-ai făcut pantaloni. What the fuck? Unde dispărut pantalonii aia? Ce ai făcut? M-am prins, da. O renunța la hainele de tribal și nu mai are pantaloni. Hei, 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 fucking hell. Happy? Minus 55 de grade. Mai greu dacă dăm în călduri, nu? uite, tot orezul ăla care stă degeaba. La vrâzule! Lasă-te fânul! Orezul! Orezul este viața și viața e orez.
Tot oreză, să fie tot împreună. Meteorit. Și-am lăsat limestone, nu metal, nu jad. Într-un joc le-am separat. Un gustul meteoric mi-a lăsat o tonă de jad. Jad? Când ai stăt jad în română? Jade? Emerald. O tonă de emerald. Emerald. Ce nume, cuvinte folosim și noi în România asta? Emerald. Fachit, pune fânul și până sus. Dacă vreți voi să puneți fânul până sus, până sus. Numai fân. Și veverița asta. Ce treacă fac cu veverița? Știu că e domesticit, dar totuși. Crapăzidul grasă de cartere. Calcarul e bun, faci... Bine că știi tu calcar, băi, Denis. Mi-e rușine că nu știu cum să duce calcarul. Ah, ghiși ce sunt torți. Ha, ha, ha. Parazit de buș, parazit de... Ah, snipe. Snipe, nu mă interesează. Du-te la treabă, cine mai are parajit de mâși? Speedy! Rip, Speedy. O să munciți și nu mă interesează. Că sunteți în dureri, nu mă interesează. Și mai este și la vrâs. Înțeles că la vrâs. S-a întors parazită la vrâsele, ce ai mâncat? Tu ești de vină? Am primit instrucțiuni când mai fac chestii de astea să scot acolo. Să nu piardă vremea. Oricum nu o să vindece, așa că mai bine aștept până trece. Și puțin asta e teoria hibritului. Al meteorit. Ăsta a lăsat slate. Numai meteoriți plictisitori sunt în orbita în planete astea. Vă rog cu orezul. Orezul e important. Orezul este foarte bun. Da, mai să nu fie ceva orez mai mic. Văd eu că vă ține fânul ăsta la o lamă. La vrâsul. Care e problema la vrâsul? Cam așa, nu? Da. Am făcut pantalonii, fă cam așa. Vreau orezul ăla să fie luat. Tot orezul. Avem 567 de orez care stă aici afară. Pur și simplu stă acolo afară. Solek Traveler ne contactează că are nevoie de ajutor. O să moară în 8 zile. E periculos acolo, așa că ai grijă. N-avem nicio mâncare să ajutăm, așa că rip. Rip. Avem oricum doi recruți potențial. Avem pe Cubia, care deocamdată refuză să treacă de partea noastră, și pe Sammy. Ca fapt divers. A vrâsle? What the... Credeam că te-am scos de acolo la vrâsle. S-a pus doctor singur. Ai nevoie de o dignă la pat. De aia e în pat la vrâsle. Sau de reflex. Da. Tratament. Cine se ocupă? Cine e wardenul meu? Sammy! Încă doarme Sammy. What the fuck? Rubble? De unde era cu Rubble? În zidul ăstea? Știu că vrei să mănânci, dar da, mănâncă și mai târziu. Dă-i și o lea de mâncare. Vezi dacă treci de partea noastră. 1,1 chance și failed. Ok. Și acum nu mai facem pentru prizonieri. Așa, mă gândeam, eu speram că pot să-i faci asta, să-i muți în pușcăria adevărată. Ce nu o să facem, să mutăm și pe care dracu. Bun, care din ăștia are probleme de moral? Se pare că Jackal a dormit în frig? Ce frig? Ăla frig. La vrânsule, lasă tupatul. Am pasat butonul. Cred că la vrânsul vrea doar să doarmă acolo pentru că motive. K-pad de odihnă. -1 în partea asta altă.
Ok. Ce vreau să fac totuși este cu ocazie să mut ventilația asta aici. Cu altă ocazie să punem ventilația acolo, poate dacă nu băgăm în rășeu. Item stash! Cineva a găsit ceva, cartofi și orez. Parazit de mușcunde. Priscila, aia ne spune că găsim arme, autopistol, pușcă de căcat, revolver, shotgun, lansator de incendiar, charge rifle, excelent. Nu știe dacă ceva o să păzească zona asta, e la departe, nu putem să ieșim acum avară. Avem oameni în pericol, avem, suntem sub asediu constant. Gata, ați cărat tot. Mai un pic acolo. Ei, bravo câine. De asta vreau câine ăsta, nu? Se pare că nu. Oamenii nu vor să care. Confuzie, afecțiune. Alpaca, afecțiune. Blight. Blight. Cartofii noștri, nu? Blight-ul e o boală care distruge toate plantele, da? Trebuie să le tăiem. Așa că ar fi bine să ne concentrăm pe toate astea. Și dacă nu ești atent, poate să distrugă toate plantele. Din păcate, cu cât mai mare grânarul... Plant canting. Uite acum ești ăsta într-un plant canting. Cu atât mai multe plante ai, deci, știi, poate mai bine să ai mai multe bucăți de... de cartofi micuțe decât una mare. Și la vrâsul să trezești, lasă-te. Tăiați. Și dacă nu ești atent, se răspândește. Se strică cartofii! Hei! Nimeni nu pleacă de aici până nu ai curățat-o cartofii. Taie! Și acolo... acolo... Harvest fail. Nu mă interesează de harvest fail. Deocamdată vreau să nu se distrugă restul de harvest. Speedy! Ticăloasă. Unde fugi? Stai acolo. M-am vrut mai greu. Nimeni nu fuge de la tăia cartofi. Să mă uit să nu fie și... Uuu, crap! S-o extins la toate plantele? Oh my god. Nu la orez. Orezul e gata aproape. M-am vrut. Stai acolo. Tu, snipe. Stai acolo. Dennis. La plante medicinale vreau tu acolo. Tu ești gata, zici? Nu. Ok, mai am, nu mai am pe undeva, da? Orezul e bine. Pe orezul doar undeva. De fân mi se rupe. Da? Era un pic de fân. Cât fân avem? 5.017 fân. O să ajungă tot fânul ăsta. Nu știu dacă pisicile mănâncă totuși. Câinii și pisicile mănâncă fân? Trigere. Trigere, doamne, trigere. La vrâsle. Pisica asta are o... câinile astea are o cicatrice la ochi stâng. Health needs... Ah, vând în vedere că nu are probleme de mâncare, mă gândesc că mănâncă fân. Sau cineva îi dă de mâncare. E și aia o chestie. Da, oricum poate să plimbe pe unde am dat voie să plimbe cum ar fi. Nu. Bun, am salvat cartofii. Hepa! Tu ești mai aproape. Jacalul e mai aproape. Restul vezi să văd treaba. Sigur? Am rezolvat problema? Bun, deci cum ziceam, dacă nu tăiați plantele care sunt afectate de boala asta, tu cum ai scăpat? Se înmulțesc. Eu cred că l-a vrut să, pentru că e doctor de aia să putea vă. M-a vrut să le vezi de lucru. Du-te și dormi în patul tău. Și dacă te pun doctor... și hăp, hăp. A, tot în patul lui. Mai de vreo, știu. Vezi treaba bun. Mai e una ascunsă pe undeva. Deci dacă nu distrugi toate plantele astea care-s bolnave, ca o buruiană, da? Se extinde. Crește, se face mare. Am pus cartofi acolo. Cine pune cartofi acolo? Eu pun cartofi acolo. Am uitat să pun altceva acolo. Orezărie. Cartofi.
tough. Am aproape gata. Planta asta de cartofi e aproape gata. Orez. Că mă arată mâncarea, nu? Facem orez. 300. Ia uzi, mă! A, e sigur că ocupă mai mult cartoful? Mâncarea decât cartofii, mă, la vrâsle. E sigur de asta? Da. Că poți să ai decât 10 porții de mâncare, așa, față de 75 de cartofi și 75 de orez. Nici aia e o chestie, deci nu cont. În altă ordine de idei, mobilă, podea. O să trebuiască să fac zidul ca lumea de aici. Avem granit. Yay, avem blocul de granit. Granit. Să aveți grijă cum construiți zidul ăsta, faceți decât de două dată. Dacă faceți trei, s-ar putea să vă treziți că zidul din mijloc nu e construit, da? Deci porțiunea asta s-ar putea să nu fie construită. Deci cu grijă, două câte două odată. Puteți totuși să faceți colțurile, da? Deci marginile puteți să le faceți. Build copy. Da? Pentru că aici poate să ajungă la ea. Dacă n-am acces la ea, o să rămâne acolo. Oh, puteam să fac asta, nu să fac asta. Să fie un zid masiv de granit de aici. În altă ordine de idei, s-ar putea ca zidul să fie complet inutil. Dacă vreau să mă extind aici în viitor, dar deocamdată lăsăm așa. Ne. Interesant râsul ăla, nu știu de unde am venit. De asemenea, ce m-a interesat pe mine să fac. Dar nu știu dacă vreau să mă extind mai mult sau nu. Structură, zonă, nu, mobilă. Smooth the floor. Pff, mult de muncă, dar ok, hai să bătătorim podeaua aici. Ideea că o să ne mișcăm un pic mai repede pe el, poate. Cam inutilă toată chestia aia, whatever. Ce altceva să fac oamenii acum că nu mai au de cules porumb? Mamă, eu dau duplez cartofi în porumb. Au porții de mâncare egal 10 cartofi. Pune zid orizontal în jos. Acolo în dreapta, aici zici tu să stup? Și zid aici? Sau aici? Problema e că dacă pun zid aici, o să probabil o să-l atace. Mă scuzați. Păi de asta nu e rea de asemenea. Păi aici am avut probleme mai multe lucruri. Nu înțel, în dreapta jos zid. Aici, da? De ce? Doar pe acolo pun eu. Problema e că nu prea pot să pun eu zid aici, că e nemol. Da, deci tot o să vină pe aici. Mai degrabă aș putea să pun aici, se poate să vină pe partea asta. Cred că așa o să și fac. Pentru că nu poți să construiești până mol. Niet. Și nemolul ăsta vine până aici. Plus că aici prefer să vină aici, că aici au nemol, trebuie să treacă până mol ca să ajungă la mine. Așa că da. Ai dreptate cu zidul, dar zidul pe aici. Problema e că aș cam vrea și o ușă, dacă vreau să ies pe aici, mi-au șos să ies pe aici, decât să dau de jur pe jur. Deocamdată facem așa. Așteptăm să fac un zid acolo, după aia facem încă unul. Pus granit, nu? Cum arată zona de casă zilele astea? Oribilă! Cum să arate? Cum până să arată zona asta, nu de casă? What the fuck? Ce e acolo? Nu e acolo nimic. De ce ar fi ceva acolo? Oh, da, că e un incendiu. Mizeru pe de incendiile voastre. Dar nu e zona de casă. Dacă nu arde cumva cablu, mi se rupe de restul. Cablul ăla e vital pentru operațiunea omoară gândacii mecanici. Melcii mecanici. În rest, fix. Inutilități de-a dreptul. Periculos totuși, dacă e focul și ajunge repede acolo, nu stingi înainte să ajungă la cablu, stingi după ce a ajuns pe cablu. Ok.
Neocamdată tot ne interesez. Fuck it, Homeria, whatever. Coperiș, excelent. Surprinzător, a spart pământul acolo. Da. Alternativ, dacă mergem pe granit, extindem zidul ăsta așa și facem de mai pușcări aici. Și aia o chestie, cred că mă bate când o să fac asta. Nu, no, trebuie să-l fac mai gros. Începem de aici cu grosimea? Sau începem de aici, o să fie la nivel cu ăsta, cred că mai bine așa. Da. Să nu fim prea lacomi, decât extraordinar de lacomi. Cargo pods. Ce e în cargo pod? Psihoid, frunze de psihoidă. Whatever. Cineva într-o zi cu zoare să ducă să le ia. Într-o zi cu zoare nu sunt eu. Affection. Demenția, hai să mă cerim pe affection. Au făcut lâna, e timpul să cuști. Din păcate pentru noi, affection, dacă ține bine minte, are un fiu, Shakespeare. Avea un fiu, Shakespeare, că a murit. Și avea o alpaca 5, care e de asemenea moartă. O relație toată. Da, ce... Tu... Nu mă interesează pe mine, sincer, ăsta. Master Speedy. Me. Operațiuni, whatever. Mă gândeam că poate totuși ajungea să... Să o crească pe Speedy, dar se pare că nu. Răspunsul este nu. What the fuck? Tortoază. Omorâți. Avem vânători. Cum altcumva să-și facă level vânătorii ăștia? Nu știu decât dacă omorând vietățile. Nu aia. Aia-s periculos. Și nici creaturile explozive. Ups. Mă scuzați. Lasă, găsim noi alpaca pe undeva. Când data aia e bolnavă. Și bătrână. O să vină primăvara la toate alpacile. Dacă nu, cumpărăm una de undeva. Domesticim porci. Na, hai. Nu știu să domesticesc antilope de bun, dar cam dată nu trebuie exclusiv. Ei, penoxicilină. E gata. Excelent. Unde pot să fac penoxicilină? Aha, și cu ce se face peno... Două neutroamine. Ghiști ce n-am? Fantastic. Excelent. Eram sigur asta. Avem medicină un pic, 70. E de aia de casă, iarbă. Tortoaza al tău, bă, vechiul tortoaza. Să nu știu cum a rezistat să joci cu tortoaza, băi. Ciao. Shitty. Așa shitty. N-am metal, a? În continuare. Continui pe tema de n-am metal. Într-o zi cu soare o avea și palora metal. Aceasta zi nu este ziua asta. Și că vrea să mut un bec. Nu să reinstalez becul ăsta mai așa, să șterg aici. Și după aia să caut în continuare. Metal. Mă, te fac, ce-s munții ăștia? Granit, marmură. Granitul nu e așa distractiv ca marmură. Bang, 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 bang! What the... Ai ieșuat să faci zi. What the fuck? Hey! Care din voi o tras în ăla? N-am râsle... Fuck it. Nu. Mă cac în parazitul ăla. What the fuck? Idiotul de Andu a tras după veverița asta și a nimerit centrala geotermală, asta s-a întâmplat. Și bineînțeles, mă refer la caracterul lui Andu de aici, nu Andu, Andu. Da, ai dreptate.
Aveam vise mari pentru obiect 205-363, cred, obiectul. Măcar umbra nu afectează plantele, nu ar mai fi plante la scoate aici. Septembrie, e toamnă, ca vedeți. Downed. What the... Ceca, nu te duci. Să plantezi. Nu lăsa animalul să sângereze, de moarte, la moarte e pușcă, deci nu rezolvă situația. Chelonist, are nevoie tradus. Nu permit să fac nimic. Granit. Am terminat cu granitul? Mai e un pic. Uite așa face andul level pe granit. Alt raid! Un grup de pirați de la oamenii de Kangru. Atacă imediat. Puști, pistoale, uzi. Draft. Sammy, unde ne-am bine ăștia, asta e problema. Speedy, mai în spate, așa, scratează pe Speedy, toți trag în ăsta. Jackal. Cine nu s-a trezit? Snipe, Sammy. Ah, crap, tu ești afară. De ce ești afară? Te-am pus să faci idola, ai dreptate. Unde să ia? Speedy nu cred că o să ajungă, Speedy cred că o să stea afară. Na. Poate ajunge. Pe unde vine ăștia? Pe dreapta sau pe stânga? Nu ajunge, e acolo. Prin... ambele părți. Da, ok. Go here. Căile de la o parte. Ok, aici nu atacă nimeni. Vine tot cu pușca acolo. Un mele... Ei! Unul a vrut care merge la atac agresiv. Tenis e lovit din nou. O ieșit de la cu pistolul în mijloc. Bani ăștia sunt. M-a ieșit de la cu pistolul și o dat la vrut. Două ori în headshot. What? Retragerea. Tenis se retrage de în câmpul de luptă. Jasper. Și se retrag? Fug. Caracterul Jasper. Optimist, foarte neurotic, pas de noapte. Ando după el. Jackal, Sammy? Sammy social. Sammy îl capturează pe Jasper, s-ar putea să fie folositor. Speedy o să sară poate după ăștia. Ne-a fuge, ăsta a murit. Doi morți. Avem niște puști de căcate, păcate. Niște bani. În afară de Dennis, roșu, două gloanțe în cap. Niște autopistoale, serios. Jackal, vine jos. Snai, vezi de treabă. Dennis trebuie bandajat. Tara, tara, tara. Pot să-l prim pe aici, poate, cu sniperul. Fugi, 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 fugi. Ok, tot o să-l prindem, poate. Jackal a văzut cadavre. Asta ziceam numai cu... minus 3. A văzut un cadavru. Era distant. A fost deranjat de chestia asta. Fucking hell. Who gives a shit? Tu o să mori, în schimb. Speedy, du-te acasă, vezi de treabă. Fuck. Jackal, undo. Poți să ajungi repede acolo, nu? Poate ne întâlnă. Ăla e încet. Vezi dacă poți să-l nimerești pe ăsta. Excelent, încă una. Scapă. Toad. Să-mi bag capul cu tine. Abraziv, green. Abraziv e periculos. Enervează oamenii. Steadfează, schimb și green thumb. Growing și medicină. Poate, depinde.
Melee attack. Hai să vedem dacă în melee face treaba. Aș... abraziv. Incapabil de firefighting. Încă un medic n-ar strica și are... îi place să tragă. Și acum ne luăm la melee cu el. Poate îl prindem. Sau poate îl omorâm. E și asta o chestie. Îi dăm cu patul de pușcă. Serios? Fără emoție. I-a dat fără emoție. Întors-o. Planul meu magic. N-ajungi. Fuck it. Lasă-l pe Leonida să fugă. Nu? Ce? Mă scuzi. Echipă pușcă. Mănâncă-ți mâncarea. Știu că ești lângă cadavra, dar what the fuck. Nu schimbi, tot ce știi să mănânci mâncarea. Și... Ne, care-și tu asta? Dacă tu ești aici? Danny stă acolo, la vârstă are ordine principale. Să uite după ținte, ups. Am uitat că la vârstă fricamenta pe acolo. E mai e cineva activ în drafting? Tu, Sammy. Sammy a copterat pe asta. Schimbare de planuri. Tu o să fii vândut. Tu o să fii vândut. Aveam de gând să te salvez, să te recrutez, pentru că optimist și neurotic nu e atât de rău. Night Owl, dar... e dependent de wake up. La vrâsle. Hai repede, ocupă-te de Dennis. Și ăla dacă e încă viu, te ocup și de el. Jasper, ok. Cu medicină de aia de căcat. Boală serioasă. Boală serioasă. Shit happens. Ei ne-au atacat pe noi? La vreo să are nevoie de tratament. Parazit. Paraziții. Sincer, da. Ordinele astea sunt cam stupide. Renunțăm la ordinul ăsta. Nu mă acuiesc să fac treaba. Problema dacă fac zidul aici e că, bineînțeles, furelele astea nu se mai tragă nimic. Aia e problema. Mă gândesc că pot să le mut, pot să le reinstalez afară. Cred că pot să le fac de pe acum. Ar fi o idee genială să fac asta de pe acum. Să nu mai comenteze aia că una alta ne asemenea. Și cam vrea să le mut și peste atunci, să le pun aici. Toți ascundă ăștia și mă enervează după ziduri. Și aici dacă vor să vină în mele la turele. Să vină în mele. Și atunci nu mai avem nevoie să ne folosim de bolvanii ăștia. Snipe, gătește, Sammy, dă-le mâncare, Speedy, construiește în zid de granite. Deja acolo? Nu, acum să duce. Speedy! Care știu? Fuck it. Drogurile aluia. Lui Jasper. Fuck it. Care și pistolul ăsta? Dennis, te-ai trezit? Te relaxează social, Dennis. Dennis, știi ce te-a relaxat social pe tine? Un pic de muncă la crematoriu. Arzi. În păcate nipi roman, Dennis. Sau nici la nevoie de tratament, la vreo să ne... Nu am să-l capturez și pe ăsta, dar... N-a fost să fie... Auzi, nu construim ca acolo. Ups. După ce facem zidul, punem turelele în față. În aceeași ordine de idei, dacă mut turelele astea... Carter e tristă? Carter, aproape ești gata! Te recrutăm noi de acolo. În ceeași ordine de idei, dacă mut căcatul este afară, poate o să le atace, așa mai bine le ține acolo, în caz că spargă ea zidul. Vedem pe unde se duc data viitoare, menține zidul. Dacă vin pe aici afară spre noi, pe o să te mutat. Spre înăuntru. Dacă o să atace pe aici,
lăsăm turile aici. Dacă o să meargă de jurăm pe jur, atunci punem mai toate turile acolo. Nu? N-ar fi o idee mai bună? N-ar fi o idee mai bună. Cum zice la vrâsul. Relaxare socială, mânca ta. Mânca la cremată. Păi nu. Dacă ești psihopat și te deranjează că umbli cu cadavre și arzi cadavre. De ce avea astfel de probleme? Hai, vă rog, o dată cu zidul ăsta granit. Uite, un epure. Uite, un epure care o să moară. Uite, un frigider care e cam... Mai avem loc în frigidorul ăsta? Nu putem să 10 iepuri. 20, 30, toți iepuri. Toți iepuri din lume. Trebuie să încep să vânești ceva mai mare, cum ar fi Muffalo ăștia. Carter, nu mai se plimbă... trist. Speedway și vreau să construiască un zid. Bun. Nu am dat nevoie de poarta aia deschisă. You know, aici deocamdată nu era așa probleme prea mari. Zidul ăsta mai mult m-ar afecta dacă ar trebui să merg. Dar până faci un metal mai e. Din păcate. Am eu impresia că toți i-a dus acolo au murit. La afară de... toți i-a erau în capsule de acolo au murit. Bulk traders, o caravană în vizită. Ia uzi, mă. Miracole se întâmplă. Turbine de vânt care pică. Eu. Mai creșteți voi? Mai cresc așa un pic. Nu foarte mult. Ocazional. Depinde ce se întâmplă acum. Eu am presia că asta nu mai crește deloc. E aproape gata. Auzi, am eu ideea că asta nu mai crește deloc. Deci farmați tot ce se poate farma și gata. O să vină iarna acum, dacă erau 3 grade Celsius să fac. Sammy, am o întrebare. Unde e vânzătorul ăsta? Vă dați seama cine are comerț cu voi, că are un semn de exclamare deasupra capului. Cum a succes găsindu-l, uite-l, Goral. Gorar, alternativ, bineînțeles, puteți să încercați să-i capturați, să-i luați prizonieri pe unul. Vă recomand să nu încercați să luați prizonieri când sunt mai mulți ei decât voi. 1, 2, 3, poate mai merg. Plus că o să stricați toate relațiile panice pe care aveți cu ei. Orez, nu vindem mâncare. Clot. Au clot. Ce puteam să fac cu clot? Bandaje, dar trebuie și altceva pentru bandaje, deci mi se rupe. Putem să vindem aici, să facem bani. Neveriță Timberwolf. Am văzut și Timberwolf, nu? Medicină erbală o ținem. Wake up! Luați toate drogurile de aici să nu le văd. Fair. Da, 320 de fier. Sunt dispus să dau bani acum pe fier. Toate hainele morților, de ce nu? Claude Parca. Vendo Claude Parca de morți. Avem? Pantaloni oribili. Ai ține că poate trebuie cineva. Oh, fuck it. Ce stoasă. Rat leather. Pare că doar nostru nu știe să facă chestii bune. Pantaloni de cloth. Scumpi. Uh-huh. Ok. Toate că gunoaiele le-a sumut de bine. Am o cască de metal. Cască psihică. Și atât. Atât. Carne de dracon. Ține banii, poate vine cineva care are o tonă de bani. Dați mai vând niște lemn. Ce am cumpărat? Am cumpărat metală, nu? Metală nu se strică, nu? Excelent. Dar ajungeți la metal să anunțați. Ave metal! Pat normal de oase. Excelent! Fantastic! Sincer, mai vreau un pat normal de oase. Sincer, vreau un pat mai bun de oase, dar deocamdată unul normal e acceptabil. Pune mai jos, ca să avem loc de două.
Pentru că metalul ăsta, pe care o să-l avem noi într-o zi cu soare, mi-a și aduc că nu știu aminte să ia metalul. Metalul! Am vrut să le care... Ok, ai grijă de Speedy. What? Nu, nu mai, gata, ăsta e de urgențe. Viermii lui Speedy, parazitele mușchii. Am vine gata unul singur, pal, no, fuck it. Fuck it! Pacienți... S-a lăsit tata? Da, nu mai știu. Cornins, dar nevoie de tratament. Snipe. Trist, foarte trist. Care, te rog, metalul! Ca să văd cât am, am luat destul de mult. Care metalul? Care metalul? Excellent. Avem... 354 de metal. Nu, dă asta 354 de metal, putem să facem niște chestii. Securitate! Cât ne costă? 175. Două. Dar după aia putem să mut... nu m-am gândit la asta. Dar da, aș putea să mut urele, îl pun aici și după aia să fac ceva cu ele. Problema sunt copacii ăștia. Hey, ordine. Toți copacii ăștia trebuie tăiați. Gata. Da, noi îi dăm pe toți la o parte. Toți bolovanii ăștia trebuie dați la o parte. După aia punem turele acolo. Bun. Într-o zi cu soare. Vă rugăm să cărați toți cartofii noștri. Să-i băgați la frigider. Câți cartofi avem mai acum? 3156. Nu mai folosiți fragilia? Da! E mult de muncă la infirmeria aia. E enorm de mult de muncă. Pa! Bine că ați venit până la noi! Pa! Încerc ceva deocamdată, ce anume o ușă de granit aici. Și niște ziduri de granit. Poate sperie pe aia să meargă în partea altă. În altă ordine de idei, acum că am pus acolo, bănuiesc bateriile. O turelă acolo. Nu una lângă alta, că am impresia că au tendința să explodeze. Deci trebuie să aveți grijă la asta. Așa. Și dacă cineva îndrăznește să vină... N-am de ales. N-am de ales. E atunci un pic câș. Care era? Asta era. Trebuie să le pun. Sau nu? E, tu dă-te mai jos atunci. Nu, și tu dă-te mai așa. Trebuie să fie câș, dar nici cum nu-i bine. Ah, fuck it, așa. De jos mă atacă cel mai des. Și mai bine îi pun așa. Ideea e că trebuie să fie un... Nu, mai bine pun lângă altă, what the fuck. Trebuie să fie un pic câș, că o să vină de acolo. Dacă vin pe acolo, tot o să vină câș și eu să meargă așa pe linia asta. Deci pot să trag amândouă, teoret, în ea. Aminte un cărcan. Am făcut pantalonii, sunt toți oribili, dar i-au făcut. Ok, să ne uităm un pic la haine. 74-54 la pantaloni avem panoramă, vreți? 60-73 cămașa se strică. 67-82. Jackal nu are pantaloni și cămașa. Ai parca. Ok. Ai cămăși, ai și pantaloni. Nu mai poți să faci cămășă. Mie e așa o chestie. Hai să mă uit totuși dacă suferă cineva că a murit animal. Ok, undo! Tu o să stai aici. Felicitări, ți-ai luat prima ta cameră. Că te tot refuză Sammy. Să pângeau mulți pe forum că... chestia asta. Te-a refuzat odată, două, de trei ori, dar de ce te duci, te tot duci să te tot refuze? Speedy. Păi și Sammy se simte prost că trebuie să refuze pe dura. Bun. Nu. Nu mai lucrează nimeni la... Oh, n-am pus scaun acolo. N-am pus scaun acolo. Punem scaun acolo. Bun. Eu gândeam eu că e un scaun de căcat.
Confort 0.60. Confort 0.49. Ok. E um pic de confort, mas bunda, permite um confort, não? Hã? Hã? Naca, vim com o sniperul. Asta este, ce om sniper? Atât de trag într-o și nu oameni mi se rupe. Metal... Oh, animal nebun, o veveriță. Trebuie să nu-mi atace altceva important. Fugi. Piu. A venit veverița în vizită. Prefer să tragă ei distanță, să fie în câmp deschis, decât să tragă pe acolo. Și pe aici, uite, trebuie să vine pe aici, pe aici să trage în ei, aici e câmp pustiu, nici un pic de apărare. Stea poate după copaci ăștia, și după aia trebuie să vine în mele, fix, în nămolul ăsta. Zone defensive. Problema e, bineînțeles, aici, să vede aici ce o să facă. Dacă o să vadă ușa asta de graniță, zic, da, e prea mult pentru noi. Mergem acolo, mai bine. În aceeași ordine, cineva trebuie să taie copaci ăștia, dar îmi pare că mai durează. Speedy, ui, și what? Ok, să ia și ultimii cartofi. 12:30, ok, mai stăm o jumătate de oră. E bine pentru voi, vă ajunge încă o jumătate de oră de Rimworld. E, oportunitate de pace, confederația aia, care tot vine să moară cu căcatul de arcuri. Cu toate că ăia sunt... Ei, unul de la lor l-a omorât pe... la... Bă, el puta. Wow, 15 componente. Sigur, de ce nu? Medicină pentru toți. S-a făcut aici? S-a făcut aici. Excelent. Problema e că nu știu cum să intru de acolo. Zona. Am acoperit-o el însuși. Ok, am acoperit-o el însuși. E bine atunci. Ai încă un zid de granit aici. Și în același timp, pentru că zona e teoretic acoperită și avem brișul acolo, o să vreau să mă duc așa. Deocamdată stai acolo. Hei! Pentru că vreau să fac camera... Înainte să spar zidurile? Nu mă ajută cu nimic, what the fuck? Nu e, tu chiar nu mă ajută cu nimic. Ok, zup și zup. Venim în vizită peste... Aurora. Andule, am auzit că e supărat, ieși să vezi Aurora. Jacalu, și trebuie să vezi Aurora. Denis doar undeva, cât e pesimist. Speedy, în schimb, e foarte nervoasă că n-am mâncat. Ia, uite, s-a bucurat de Aurora. What the fucking do? Parazitul ăla-i devine. Evadare din pușcărie! Firați voi, toți? Cum toți? Ce-ar fi să... Fugi! Fugi! What? Gubia fuge? Gubia a luat un pistol! Aaaah! Cum ne-ai deschis ușa ticălosă? Denisule! Stop! Andu, mele attack pe ăsta! Fucking hell! Bine, băi, că deschizi voi ușa. Speedy rănite, Jacal, capturează-l iar pe Gubia. Ce dracu se întâmplă acolo? Mai că mai avem aici.
Hai, meu. Baga la pușcărie. Păi nu, uite știu. Ok. Cred că o să facem noi o cameră separată pe aici. E posibil să fie chiar asta, unde să punem puștile. Că fă că... Pușcăria asta e problematică. Mai rău e că evenimentul ăsta... Mă gândeam, bă, dacă le faci pușcărie separată, pe... dar o ieși și cartă în același timp, deci... Asta e doar să te fută. Toți o evadat. Că de ce să nu evadeze toți? E, bullshit. Scoasem un iar medicine pe ei. La vrânsule! Ce calul construiește? Am văzut ce faci la vrânsul. La vrânsul are, de fapt, ordine să ocupe de... ai noștri, mă gândesc. Bruzuri. Carter. Hai la vrânsul, hai că poți. Am impresia că la vrânsul nu m-am mai lăsat medic. E așa o problemă, nu? Hei, 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 nu! Am ready doctoring, hă? Așa. Acupă de Carter. Aproape scopat adicție, totuși. Măcar atât. Starvare! Moare de foame Sammy. Dennis, dă-i de mâncare lui Sammy. Serios? Cine mai e doctor? Andu. Andu, lasă tu, dă-i de mâncare lui Sammy. Dă-l pe pizda mă zi pe ăla. La vrâsule, cupătești tu de... gubia. Idiotul care vrea să evadeze. Ah, cum arată situația? Ok, ok. Ok, aproape. Aproape, ok. Sammy și-a revenit. O, doar undeva. Hei. Sniper, nevoie de tratament. Sniper, să faci mai întâi, sincer. A venit iarna, Aurora continuă să existe. O alpaca. O singură alpaca mănâncă tot. Ce problema cu animalele astea? Gata, sunteți toți îngrijiți, mai muriți de foame careva? Fucking hell. Speedy, mor de foame? Hot. E cald? Nu e cum ți-e cald. Da, că și-au luat o tonă de haine. Mai dă jos din ele, what the fuck? E prea cald. Nu, no, mai scap, șo. 17 grade. Asta e stupid de dreptul. Am o tonă de haine și mi-e cald! Aș putea să dau ceva ruznie, dar nu vreau. Na. A cui e vina? Sincer, în situația... La vrânsul, mai un pic și de azi nervos. De ce la vrânsul, în afară de parasit de mușchi? Foarte obosit. Te descurci, îți treci. Gubia, rezolvat, Jasper rezolvat, Carter e aproape gata. Retragerea de... stichită. Am uitat să-mi ceva. Restricții. Nu restricții. Assignment. Fără droguri. Nimeni n-are voie droguri. Fără droguri, fără alcool, fără nimic. Aici nu e distracție, aici e de chestii. Restricții. Fericire. Frapa a scăpat? Zim că a scăpat. Sau nu? Dacă vrei să stai tu în tuneric, stai în pizda, mă, din tuneric. Oh, mie nu-mi convine asta.
Încă vine că nu mai avem psihită. Și încerca să... Ce să mai zic? Am un ghiveci aici. Să somn? Ia, e bine. Cred că totuși mi-e somn. Terminăm aici. Drifter. Jasper e... What? Ah, da, că și ăsta are probleme cu adicție. Gupia, nu vrei să treci de partea noastră? Prizonier, chat. Tu nu. Friendly chat, poate. Bun. A scăpat de dependență. Erai tu să vii de prost. Cartre liberă. Aici salvăm jocul. Sper că v-a plăcut. E târziu. E totuși târziu. Mulțumesc că a stat la stream cei 2, 3, 4 care sunteți pe aici. Sper că v-a plăcut și... ne vedem... Nu știu, poate mâine. Acum că tot se întâmplă bine, poate mâine dăm iară. Situația s-a stabilizat. Pentru un moment acolo credeam că o să murim de foame și o să moară toți de ce dracu, viermele de stomac, de mușchi. Din nou, sper că v-a plăcut, tovarăși. Ne vedem data viitoare. Dimineață bună de sâmbătă, weekend plăcut și noapte bună, cei care se duc să doarmă.